Eu pe tine pot să te asociez cu tarta cu ciocolată și zmeură. Eu te asociez cu un baton. Să știu, de ce... Tu n-ai vrea eu să scot că nu știu întrebarea asta. Nu, hai gândești normal și vrei să răspund. Ați avut vreodată? Cum crezi că are următorul cuvânt? Ceva de sex? Sex într-un loc public. Nu, hai... mai scurt. Unde? Să facem așa. Ați fost sau nu prinși? Mama cu tata zic la podcast și... Așa. Nu, auzi? Ei, da, come on. E până mâine crede că mama cu tata au cumpărat-o de la magazin, știi? Dar eu nu știu el despre cine vorbim. Eu acolo n-am văzut. Iar personalitate dublă. Tu a trecut un tip pe alături. Așa, dar nu v-a văzut. Dar eu nu stare romantică. Da? Da, văpșe, e mort nervul. Iar, ce-ți spun că el a avut nevoie de un psiholog. Cine ai vrea ca Valeria să te înșele și invers, Valeria. Easy. Max trebuie să te înșele o singură dată. Cu cine ai fi de acord ca Easy. Max să te înșele? Eu mai scurt te spun, fără să mă gândesc, Monica Bellucci. Ia, ca așa, hot Spanish. Pricum, în lubom să stai ani la orice vârstă. Superb. Hai să încep. Eu nu știu de ce tot vremea încep cu superb. Deci, invitații noștri de azi, Valeria Țurcan și Max Cerbagi, corect? Superb. Ești unul dintre puținii, unul dintre puținii, serios. Da, deci cuplu, 12 ani împreună, un copil comun și, cum a zis Valeria, zero căsătorii, da? Da, comuni. Zero căsătorii comuni. Pa, voi nu sunteți înscriși? Nu. Nu. Și asta nu afectează? Eu din contră văd în asta numai plusuri. Da? Da, care e? Plusuri care? Că poți să când îți pleci? Și asta inclusiv. Adică... Nu, ideea e următoarea, că noi cumva am întins momentul ăsta de căsătorie, știi, așa l-am întins special. Mm-hmm. Pentru că Max ne-a propus, adică m-a cerut în căsătorie. Dar nu în căsătorie, tot timpul în curs, de logodnă. Logodnă. Da, și el ne trebuie să mai dea un inel, că asta au fost tot fișca. Asta deam o pricoalie. Trebuie să mai dea un inel, că să mă ceară în căsătorie. Da. Și asta au fost, știi, să-i ungem ochii lui mama și lui tata, că străim împreună. Și am zis că, măi, dacă am întins atât de mult, de așa să facem și un copil, să fie prezent la nunta noastră. Și da, mamă, ne gândim, o să fie prezent unu, doi sau tăstrii. Adică încă ne gândim. Asta e precolnă. Asta e tare, tare, super. Dar tot planul s-a oprit în inel, da? Da, eu știu. Dacă e să vorbim despre inel, întreabă Valeria, unde e inelul? Care e landat? Valeria, unde e inelul? Lombard? Max, e mare. E că vezi care e ideea. Pur și simplu ideea că e mare. Și eu am luat un inel, eu eram în Statele Unite. Uh-huh. Și transmit prin FedEx, că orice nevoie îți dai seama. Și am scris acolo scrisoare de mână. E nevoie, eram îndrăgostit peste cap. Da, mă, nu? Da, mă, ea e încă și mai tare. Ah, dar scrisoare nu mi-ai scris. Pricolnă, asta trebuie hint. Și o cer de logodnă, e clar de am acceptat. Și în câteva, nu știu, câteva săptămâni încă eram în stat la etapa dată. Și, băi, o văd fără inel. Și nu înțeleg. Și pe urmă, nu știu, nu mai țin. Nu, eram stresat. Da, și plus era tare stresat. Mm-hmm. Și ceva se întâmpla. Eu simțeam că ceva se întâmplă. Și la un moment dat am vorbit cu soacră, cu soacra sau cu socru. Nu, cu mama, cu mama. Cu soacra, da, am vorbit. Și mai în scurt îmi spune că eu a pierdut o piatră de pe inel. Dar el e cu diamante. Mm-hmm. Mm-hmm. Și eu mai în scurt într-o isterie, Doamne ferește, ce să fac? Unde pietrșica? Nu știu ce ești. La un moment dat mai cad cu una. Mai scurt, cad trei pietre și am scălat acolo. Dar cum așa poți scădă pietre? Păi e că cum? Înseamnă că nu era inelul dat din suflet. Sau e paleoncă. Sau nu a fost primit din suflet. Nu, primit a fost primit. Că eu tot timpul mi-am dorit inel cu diamante și Max... Nu, nu-mi pare că din cauza lui. Dar mereu în bărbați problema în principiu. Da, da. Asta se acutizează acum în ultima perioadă. Da, da. Dar înainte ca să trecem noi la rubricile noastre, noi prima dată avem pe masă
E ca asta. Uite, de azi înainte eu cred că pe tine să te contactez restaurantele de la noi din țară și o să umple masă. Da, da, chiar. Asardă telefonul. Asardă. Ideea e că noi, chiar dacă eu sunt blogger culinar, deseori, chiar dacă gătesc ceva sau avem filmări multe, noi nu reușim să mâncăm sau... Și cumpărăm. Da. Dar mie îmi place foarte mult să mănânc în restaurante. Și în restaurante. Adică mie îmi place să combin. Mi-am dat seama că asta e o traumă din copilărie, știi? Da. Când treceai pe lângă McDonald's și mama îți spunea că hai că acasă sunt cartofi prăjiți, știi? Da, seria asta. Mamaia, noi îmi pare că zăidaim, știi? Adică da. Traumele astea recuperăm tot ce n-am mâncat în copilărie. Și ideea e următoarea. Mie tare mult îmi place să mă uit la videouri de astea când oamenii mănâncă și mai ales să știi ASMR. Eu coreenii ăștia când îi văd, băi, asta nu-i normal. Pentru mine asta e o plăcere extraordinară și mai ales că am luat chestii crocante, știi? Ok, eu mi-am luat și o salată pentru că mie îmi place tare să combin mâncarea sănătoasă cu cea nesănătoasă. Vedem și reușesc să mănânc. Eu când... La cameră mi-e mâncare sănătoasă. Da, eu... Nu. Eu chiar combin. Încerc să mănânc mai mult sănătos, dar ideea e că eu amuia îmi fac grijă un pic, îmi filmează din toate părțile, știi? Și n-a spus eu tare mult să mănânc, dar măcar vreau să vă fac poftă. Da? Hai să, uite, dă-ți să arăt. Hai, ia. Dar să uite la tine. Dar cum? Să uite așa. Dar cum? Ia uite. Începem cu băutura. Da. S-a auzit? Dar cum? Și uite, ascult. Așa. Se aude? Dar cum? Așa. Dar se aude, nu-ți fă greșe. Mai departe, uite. Iau un crevete și foarte trebuie să-și liniște. Și auzi ceva? După cum? Eu aud și eu cred că like-ul confirmă să aude tot cetcă? Da? Superb. Apoi da. Iată, eu tot așa trebuie de mâncare. Hai să dăm start. Hai să dăm start. Eu trebuie, rubrica care vreau să începe, trebuie să închideți ochii. Puteți să vă luați ceva să mâncați. Și, deci, eu am numit-o semne, eu nu știu cum ies numești, n-am avut timp să o gădesc, dar dacă deam așa denumirea. Tot e simplu, eu vă dau o întrebare, cine dintre voi doi, voi cu ochii închiși, ori arătați la partener, ori la propria persoană, da? Ok. Răsun întrebarea, apoi voi arătați. Dacă trebuie, eu pot spune 1, 2, 3, dar cred că asta și așa se înțelege. Okay. Este întrebarea. Trebuie să stăm cu ochii închiși. Da, azi vreau 8-9 întrebări, așa, sunt interesante. Da, cu ochii închiși, okay. Davai. Cine dintre voi doi iubește mai mult? Cine dintre voi doi inițiază mai des certurile? Cine dintre voi doi inițiază mai des sexul? Super, super. Cine dintre voi doi face mai mulți bani? Cine dintre voi doi cheltuie mai mulți bani? Cine dintre voi doi gătește mai gustos? Cine dintre voi doi vorbește mai mult? Așa. Cine dintre voi doi este mai irresponsabil? Cine dintre voi doi este mai deștept? Așa. Cine dintre voi doi mai și schimbă planurile în ultima secundă? Cine dintre voi doi crede mai mult în horoscop? Așa. Și ultima întrebare. Cine dintre voi doi este părinte mai bun? Bun, superb. De-am răspunsurile să le vedeți mai scurt în înregistrare. Dar eu le știu. Le știi? Le-ai simțit? Nu le-am simțit, dar eu... Așa de bine noi cumva ne cunoaștem, că parcă îmi dau seama. Da? Da, adică... În momentele astea la noi se discută, știi? Dar și cum anume, de exemplu? Nu, iată, de exemplu, mai ales și ține de schimbatul, măcar, nu a planurilor, dar părierilor, ideilor, asta eu și aia care au rămas un minut până la, nu știu, până la un eveniment sau ceva de gen și... Da, hai să facem asta sau hai, mi-a venit o idee sau ceva de genul, adică, bai, așa. Și tine nu te enervează asta? Tu glumești. Nu, ideea, mai scurt, eu am ajuns la două concluzii. Care? În relație,
într-o relație de lungă durată, uh-huh. trebuie să accepți. Și când apare copilul, la fel trebuie să accepți, pentru că copilul mereu te testează, uh-huh. știi? Uh-huh. Și pur și simplu accepți. După acceptare și înseamnă? Asta cum e? Mai mult ca toleranță? Îți amulezi emoțiile. Renunți la ceva? Nu, ideea e că, de exemplu, își schimbă planul. Nu și s-a schimbat, adică. Pur și simplu că trebuie să nu mă duc în locul ăsta, dar să mă duc în alt loc. Adică, mm-hmm. per general, asta nu contează. Pur și simplu asta te scoate din sărit pe moment. Băi, eu știu, m-am focusat, tac, eu pe drumul ăla, merg încolo, pam, fac așa, știi? Ah, dar stai, că mai am încă de astea... Că noi ne ducem într-un loc, noi ajungem acolo și eu zic, de ce am ajuns aici? Și el zice, dar pe tu nu ești, ne-ai spus. A, deci ți-mi ți-a spus că noi am trebuit în altă parte să fim. Și el, da. Cum așa? Și eu zic, dar tu și nu citești gândurile? Nu, da, la un moment dat am trebuit să fii ceva, da. Să citești gânduri, să fii din altă dimensiune. Dar n-ai ceva pastile, calmanță, așa chestii? Eu am șeptat în surie, știi? Hai că nu e așa de rău. Nu, dar în schimb nu-i plictisitoria, că măcar aici e plusul. Aici e întrebare, dar de ce că bărbații cred că trebuie să accepți, dar femeile cred că trebuie să rămână tot așa? Eu tot accept. Ce accepti? Ted. Nu? Tu n-ai și accepta asta ideea. Noi parcă vinit amâna la un psiholog de familie, știi? Tu aveai nevoie de asta, eu să înțeleg. Da, nu, ideea... Nu, știi care e ideea? 5 minute nu a trecut, s-a început. Nu, ideea e următoarea. Noi mereu când ieșim cu prietenii, ca să întâmplă ce aici se întâmplă, eu arunc vreun os și spornești chestia asta, știi? Pricol, hai să trecem, mai este o rubrică, ia mușa să încălzească. Noi avem întrebări de la... Eu am numit așa, prieteni, influencer, persoane publice, da? Spectatori și tot așa. De la cine reușesc să adun de la 5 întrebări și eu am să încep cu... Cine? Cu Maggie Platon. Mai recent am întâlnit-o. Hello. Am și o întrebare pentru voi. Dacă tot sunteți în aventura asta culinară, vreau să vă adresez o întrebare, dar să răspundeți separat. Dacă ar trebui să alegeți un desert care caracterizează cel mai mult personalitatea voastră, care ar fi? Max răspunde pentru Valeria și invers, Valeria pentru Max. Wow, bună întrebare. Superb, așa-i? Da, dar cu atât e mai complicat, cu Valeria nu prea îi plac deserturile, știi? Așa, nu e cam ușă, vedem. Tu ai o idee. Da, eu pe tine pot să te asociez cu tartă cu ciocolată și zmeură. Fain. Ea e cremoasă. Are ciocolata e dulce, zmeura e puțin acrișoară și e o combinație senzațională, mai ales că are și crusta asta, știi, crocantă. Și iată, eu pe tine te-aș asocia cu asta. Super, uite cum să mă iubești, a? După asta nici nu știu cum să răspund, că orice răspuns asta ar fi așa, știi, de umplutură numai. Așa spate de mers în partea cealaltă, în sarcasm, în glume okay, de astea. Am înțeles. Dar eu te asociez cu un baton. Să știu, mă, de ce? De 4-5 botanica. Da. Hai să vedem. Inițial mă gândeam la un muffin. De la numărul 1. De așa. 4 să vând, știți? Și tare, știi? Nu, dar dacă serios, mă gândesc la tort Napoleon, nu știu, eu mereu, că dacă să mă întreb desert și de tine, eu mereu mă gândesc la tort Napoleon. Pentru că atunci când l-am pregătit, eram în extaz, tocmai. Da, pentru că una dintre cele mai grele rețete pe care le-am filmat vreodată, pur și simplu, eu nu știu, eram gata vreo 3 ori să renunț pur și simplu asta, pentru că asta nu se putea, nu e legal să filmez așa ceva. Și a doua e că, băi, gustos, dar a treia e că și-a mai vizualizat rețeta pe YouTube până am 500.000 de vizualizări. Așa, ia stai, dar aici îți descoperi altă chestie. Dar tu filmezi videourile și le montezi. Și pe YouTube, pe Instagram tot filmez eu, dar montează ea. Că eu cu trendurile astea noi nu ne merg să ne rid. Ne-mi place
ceva așa, cinematic, artistic, în dimensiunea asta, da? Mă, știi, trend, bam, 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 nici rețetă nu trebuie, pur și simplu și da. Acțiune, știi? Da, da, și da. Asta cam pe mine, mă, eu nu pot monta așa. Așa, am înțeles. Mi-mi trebuie și, știi, o istorie, introduceri, nu știu ce acolo, suspans, da. Diznodământ, încolo, încolo, și sfârșit, știi? Asta Vlaicu, Vlaicu omul cred că stă și ascultă. Iactăle. 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 Sufletele perechi s-au găsit, da, da. Nu, eu sunt pro vizualizare. Eu știu că atitudinea asta de artă e pricolă în tare, dar nu în conținutul de social media. Da, da, nu, asta tu deodată ești în poziții de pierdere. Și eu îmi dau seama asta și de asta eu și-am renunțat. Eu așa nu pot monta. Nu-i sens eu să mă chinui să mă învăț să fac asta, pentru că eu asta n-am să fac bine. Eu n-am feeling-ul ăsta, eu nu rezonez cu chestia asta și eu preciz n-am să fac bine. Așa. Apoi că jumătate din urmăritorii ei să-i tăi? Sau nu? Dar e comun, tot e comun. Da, da, nu, da, e comun, tot e asta comun. Și ideea. Cu toate eu spun că tot e oricum. Da, asta și ideea că oamenii mă văd pe mine, adică fața, dar în spate oricum este cineva care hai fă asta, hai fă asta, hai să facem asta, știi, cumva e jumate la jumate, chiar dacă el crede că face mai puțin în proiectul ăsta, dar nu e adevărat. Eu mereu îi spun, uite, nu exista proiectul, nu existam eu așa de încrezut în mine, nu exista cartea pe care am lansat. Este la mine. Ai fost la unul noapte, da. Și când au dus să-și stă pe parcă de fix. De-am 3 sau 4 stări la rând, îmi își dau de cartea ta. Da, da, ideea e că ies să uit într-un sat, dar ți-o pregăti ceva. Nu, ia, ca tine procedează. Noi să nu și-l mereu vărea, poate nici nu comandi, știi? Da, adică... da, da. Așa, bun, hai să trecem la următoarea întrebare. A să o luăm... Nu, dar asta e bună rubrica. Cu asta. Da, mi-e tot îmi place. Victoria de la Academie Vienu s-a prezentat și eu n-am rugat-o să mai filmez odată. Așa. Salut, Valeria! Salut, Max! În ziua în care ați sărbătorit 12 ani de relații, Valeria, tu ai făcut o postare în care spuneai că nu vrei să fii ipocrită și să spui că totul este roz. Așadar, provocarea mea este să spuneți fiecare câte un lucru care nu este roz la celălalt. Valeria spune un lucru despre Max, iar Max spune un lucru despre Valeria. Mulțumesc! Hai, începi tu! Măi, eu am un trigger. Dar prea puțin unul. Pentru desă. Hai, eu spun două, știi? Hai, spune, pentru mine și puțin. Bun, eu am vrut să spun, am un trigger, am două triggere. Mm-hmm. Una e că se descalță în mijlocul drumul, știi? Adică la modul, nu că nici loc case, dar a intrat în coridorașul ăsta și pur și simplu sunt în mijlocul coridorului încălțăminte și ești. Eu nu pot, dar ideea e că noi mereu umblăm, parcă nu știu, îmi vinde ceva la piață, tot timpul cu torbe, tot timpul în plus, ceva adus și nu știu ce, și eu mereu mă împiedic, adică asta eu deam la un moment dat înșepa pălicușoarele încălțăminte așa, pentru că nu-i normal asta, nu-i normal. Dar doilea moment, hainele, fix așa. Le-au lăsat. Azi, de obicei asta băieții fac, dar eu mă iau de timp cu altceva. E ca asta e scuza că eu audeam 12 ani. Eu tot timpul mă iau cu altceva. Nu, dacă în cazul meu, asta e precis, că nini a fost leni, pentru că așa e, știi? Mm-hmm. Dar la dânsa eu s-a luat cu altceva, nu? Ok, nu, știi? Nu, sau, da, pe da, eu tamam vreau să le pun la E că fix am uia, da? Da. Ok, dată, de aia spune tu. La mine și mă enervează, da? Și nu-i roz, vezi că... A, și nu-i roz. Da. Nu, asta nu-i roz. Când te enervezi, de-aia nu-i roz. Da. Și-a sur, negru. Eu consider că el încă nu-și cunoaște potențialul și nu are încrederea asta, știi, până la final, dar asta noi amândoi o avem și cumva amândoi lucrăm, știi, la asta. Și mă enervează că nu, e ca de exemplu să apuși și de ceva, vreun lucru să facă, asta eu trebuie, hai, ai sunat, ai programat, da, muș. Și peste 3 zile mă trezesc, tu ai rezervat, ai programat ceva și el,
a, dar nu, uite, eu chiar am un sun. Și nu sunt locuri, de exemplu, sau nu mai există posibilitate să poți. Și atât pe mine asta mă enervează. Eu pot spun că asta nu e numai despre el. Da, nu, asta e specific, asta știi infantilismul ăsta nostru, bărbaților, da, adică asta e pur specific bărbătesc, că eu pot să povestesc ultimele două istorii care i-au dus la niște consecințe destul de taxibești. Mai scurt, prima e când Valeria la 1 noapte, din câte am înțeles, a povestit despre călătoria noastră în Manchester. Ajungem noi la Iași. Dar eu, Sara, m-am trezit că trebuie să fac check-in. Ah, dar nici Cristina nu zis, asta e legat de prezența lui Cristianu aici și Manchesterul, când vine de aici și l-a văzut acolo. Da, el nu a fost. Tot din cauza că el nu și-a dat străduința să ajungă până la urmă. Nu, ni unul din prietenii mei și mei buni îmi zis și eu să-ți dau biletul meu, du-te. Tu tăcoi, blin, nu hâzâști. Și zic, da, nu, bratan, hai, du-te, tu te tromnă. Și de acasă, tăcoi. Ești tălbăiop, știi? Dar din coașă zic... Asta în timp și da, așa și trebuie, știi? E ok, și mă uitam și... Așa un sentiment, știi? Te-ai dezamăgit singur pe tine, știi? Da, adică, cred că erau modalități de a ajunge acolo. La urmă, luam biletul la prietenul ăsta meu și tăcă, bale, nu tu, căneși, nu mă pșire. Apoi și căroci, și am ajuns în... Și ajungem la Iași. Eu, căroci, mă trezesc la ora 11 seara, noi la 5 trebuie să ne pornim la Iași. Eu mă trezesc la 11 seara, dă să fac check-in-ul. Dar Valeria tot, îți dai seama, 2-3 zile, ai făcut. Amuș. Și, căroci, ceva de eroare. Am ușa să înșerc. Mă înșerc. Asta pe drum, de-am, noi ne pornim, căroci. Eu tot înșerc. Ajung la aeroport. De-am ne punem în coada asta pentru check-in. Și nu știu, mă mai făiam eu acolo, mă vârcoleam, știi? Și văd un tip în urmă mea, vorbește în limba rusă. Zic că e de-a nostru. De să intru în contact. Zic că ai putut să faci check-in-ul? Și el, tipa, nu știu, tot unde de o eroare și o tăcoi. Nu înseamnă că... Nu sunt eu singur. Da. Ceva la dânsă de toa, știi? Da, dar ei amândoi s-o trezit. Da. El tot un IT-șnic, un ciudat, căruci. Și ajungem la check-in desk-ul și ala. Dăm actele și el... Mai scurt, e așa o problemă. Noi pur și simplu am vândut mai multe bilete la avion. Ca de obicei, cum fac companiile avea. Și voi n-aveți loc. Dar eu vă dau un boarding pass cu locul 0. Și dacă cineva n-a să vie, voi ați vă suiți în avion. Eu șocat, zic, ok, eu sunt primul din câte înțeleg care m-am adresat problema asta, respectiv, eu am prioritate, eu sunt pe listă numărul 1. Mi-am dat seama că nu. Dar nu știu dacă ați fost voi la aeroportul de la Iași, asta e ceva groaznic, eu nu știu, eu... Asta e gara din nord. Nu, real, adică fără glumă. Sau gara centrală, sau gara... Nu contează. Asta e ca o gară de la noi, din Chișinău. Și ne-am foiit noi încolo, încoași, de-am ajungem... Ne-am dus la terminal, intrăm, așteptăm, eu tot... Dar noi nu eram, știi, îți dai seama când tu știi că tu ai bucuit, tu ai cumpărat bilete la meci, tu... Dar tensiunea de-a mea este din partea ei sau încă nu-i? Nu, dar eu tăcoi, palenda, nimă ce nu te-ai hătelăs. Dar eu zic, cum? Dar e tătă de-a mai să bășească încolo încoași, socrul meu de-am s-o dus cu mașina înapoi. Ideea e următoare, că eu vroiam după asta să ajungem în Londra, să mergem la pub-ul și ala, să mâncăm gustos. Da. Asta da, o fost da. Și mai tare. E cu nevoile ei, știi? Dar eu nu știu, de-am era dor de copil, că era... Era prima călătorie fără dâns, știi? Da. Și de-am, băi, da, și Manchesterul ăsta, e că copil ăsta, că nești, nu știi? Și de-am, băi, să am de la Dumnezeu, ne ducem. Dar din coași tot mă ducem la domnișoara și care dădea controla boarding pass-urile și tot, mai așa. Și hai că n-astreactăți, dăm trec-tăți, și la un moment dat de-am tot înșepa... insta. Și mă uit că trec-tăți și tip de ăștia ca noi, care sunt cu locul 0, sunt vreo 12-14 oameni. Și îmi dau seama, băi, care e probabilitatea că noi să ne merim amuia în avion și nu știu tot, mai încep a băga printre lume și ne-a dat la un boarding pass-uri și ca să înțelegi culmea că erau locuri libere în avion. Adică noi... 14 oameni erau care nu aveau locuri și încă mai erau locuri libere în avion.
Și eu deam pe urmă statistici a companiile avea, câte bilete vând deasupra, nu știu care e rata care vin la... la... Te-ai informat mai scurt. Da, urmă, da, și am mai deam căroci, fac check-in-ul din timp, nu-i una. Și ultima dată mai am fost la București cu lansarea cărții și am găsit o cazare normală acolo și niște prețuri țișei de minți. Și am găsit ceva așa raport preț-calitate destul de ok, genera 100 de euro pe noapte. Uh-huh. Mult? Nu, da, dar okay, nu găsești mai puțin. Ideea era 90% dintre proprietăți sunt rezervate pe această perioadă. Zic, băi, și se întâmplă summit-ul la București, nu înțelegem. Și zic, ok, hai că-ți bucuiesc asta. Și că roci, îți bucuiesc, îți dai seama, eu n-am bucuit. Și Valeria iar, într-o isterie și într-o de-asta, spornește la mine, iar tu, nu te ținut de cuvânt, nu știu. Și zic, băi, ok, hai că bucuiesc am eu de față cu tine ceva. Și dau eu mai scump, dar față cu tine. Da. Nu. Și dă-o să bucuiesc. Și că roci, nu-i valabil de-a oferta dus locuri. Eu deam în șepa, căuta alte variante încolo în coașă. Dar noi pe 3 zile trebuie să bucuim. Și prima zi de-am luat în alt hotel, pentru că ziua și prima, nu mai era liberă cameră în hotelul și ăla și pe urmă și alte 2 zile am bucuit pe hotelul și ăla. Oh my God, asta e o leacă așa. Da, o leacă așa și plus asta, în primul hotel care am stat prima zi era 150 de euro de-am în noaptea. Și încă era mai aiurea condițiile decât în așa la dolar. Zic, băi, 50 euro am pierdut și și îmblătură și îmblătură, da, că nu ești un tip poc, știi? Ai următoarea întrebare. Dar cum comentezi tu tot asta? Nu, asta e... Nu te enervezi când auzi? Nu mă enervezi. Nu, aiurești și nu nebunesc. Ți-am spus, deși așa tot timpul se întâmplă, nu știu ce. Și el, gata, nu mă mai nervași tu. Mai scurs, așa și urmă. Dar tot normal, am găsit. Nu, dar e vorba iarăși de acceptare. Eu nu înțeleg ce tu nu poți să accepti. Nu o să accept niciodată. Cred că asta e problema femeilor. Băi, dar voi n-ați mâncat nică. Dar eu mai mănânc așa, un cartoșor. Pur și simplu, mă rog. Așa. Așa. Acum întrebare de la Emilian Crețu. Mătru Emilian, hai. Da. Deci Max și Valeria, știți, stați cam în paranastă, Max și Valeria, știți foarte mult că vă iubesc, dar haideți să facem un joc al imaginației. Imaginați-vă că voi trebuie, este obligatoriu să vă înșelați unul pe celălalt. Max, cu cine, o singură persoană alegi, cu cine ai vrea ca Valeria să te înșele și invers, Valeria. Max trebuie să te înșele o singură dată. Cu cine ai fi de acord ca Max să te înșele? Mulțumesc, aștept răspunsurile voastre. Vă kiss și vă love. Nu, faza că eu mă așteptam și ceva mai trășovă din partea lui la vreo orghii și ceva chestii de genul, știi? Aici trebuie de făcut o remarcă, iată, vezi, el pune întrebare despre sex. Dar el nu de mult a publicat un TikTok unde critică podcasturile, ne se întreabă despre sex. Șerb, un mesaj pentru toți cei care fac podcasturi în Moldova și în România. Am observat eu că e ca anume dacă faci podcast, ca și cum tu ești curajos și trebuie să întrebi invitatul tău, în ce poziții faci el sex, cu ce mână faci laba și unii termină. Voi chiar sunteți, vă dați seama că sunteți penibil, nu-i nică nou, oamenii s-au frecat și de când s-a început omenirea, așa se frec și în continuare. Sau ca și cum în podcasturi eu sunt prezentatorul curajosul care întreabă invitatul cum face el sex. Sunteți penibili. Asta nu mai este interesant. Nu mai este la modă. Ah, ok. Ei, dar pe el e vorba de noi. El special așa. Da. Eu mai scurt spun fără să mă gândesc, Monica Bellucci. Ia ca așa, hot Spanish. Pricum, iubom să stai anii la orice vârstă. Nu, real. Adică cine nu-i de acord, voi aveți probleme, băieți. Eu așa băieți. Legeu și pe Jessica Alba. E tot e bun. Dar nu, not my type, știi? Măi, tot e negruț, tot are bun. Nu, e pricolină, eu nu zic că nu e pricolină. Să mă mai gândesc. Dar ție nu se vine complicat să spui așa și te gândești la asta? Nu, deloc. Asta e Monica Bellucci. Eu, de exemplu, aș fi bucuroasă cumva pentru un
Să faci o poză să ai cu da. Dânsul în Instagram? Azi vin dimineața în pat cu dânsul să facem o poză. Bună. Ideea care că noi reale de la început nu am avut niciodată măcar, nu știu, vreo senzație de asta de gelozie un față de altul, pentru că niciodată nu am dat motive. Și știi când dai toată încrederea la o persoană și așa lucruri ori reale, ori mai puțin reale. De exemplu, Monica Bellucci e mai puțin reală, nu? Dar eu aș fi bucuroasă totuși. Dacă ea mă subestimează, de fapt, știi? Eu pot spune că gândurile se materializează. Da? Dar eu nu-s sigur de asta. Eu ți-ai ținut la orice vârstă. Nu, ok, dar despre mine? A, despre tine? Băi, Matthew McConaughey, el e șcarne. No, e șcarne, dar să mă aud la dânsul în film. Dar nu, da, nu. Dar eu nici nu știu ce să mă gândesc eu pentru tine. Dar Matthew McConaughey îți place? Sau eu spus că nu, îi place Matthew McConaughey. Îi place? Dar nu, dar și ca bărbat când tu să dânsi el și carne și tine. Îmi place el anume mult pasiunea asta lui față de filozofie. Da, 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 da. El își pus la asta inteligentă, să văd și combo. Măi, dă să vă arăt un băiet. Eu ieri chiar am postat pe... Am și iară un TikToker. Da. Am ușa, am ușa. Da, și drept, eu, de exemplu, aș găti cu dâns. Mai întâi. Așa. Asta e tipul și ala care tipa erotic da. Gătește. Nu, norm. Ia uite la dâns. Stai, care ți-l arăt și... Oricare. Uite la dâns. El gătește așa de frumos. Iată să-mi trimis video-ul ăsta. Să-l montăm, să-l arătăm. Astea cu iepuraș, știi, să ai burechiușă. Nu m-am așteptat că să răspundeți așa, e pricol tare. Ei, tot și să nu răspundi. E deschis, nu, deși, adică asta... Dar ne-a plăcut, tu ai spus așa un lucru, că noi nu ne-am dat motive timp de 12 ani de gelozie. Eu pe ce mă cred că asta nu e chestia în motive. Deși spun că e că chiar și în momentul ăsta întrebarea asta. Asta deja e un motiv de gelozie. Ah, ok. Înțelegi? Înțelegi? Okay. Asta înseamnă că nu e chestia în motive. Da. Chestia în deschidere. Deschidere și încredere în sine. Încredere în sine, asta și ideea. Toată gelozia pornește de la încredere în sine. Atunci când nu ești încrezut în tine, nu ești încrezut nici în partenerul și tău, de obicei se întâmplă așa. Adică eu ce și am observat la alți cunoscuți, cumva. Cei care nu au încredere în persoana lor sau în persoana de alături, cumva știu și au ei în interior. De exemplu, e că eu știu că eu pot să mă duc să o schimb pe soția mea sau, sau să mă întâlnesc sau să flirtez cu cineva și fricile astea se trezesc la partener. Adică să nu fac ei așa ceva, știi? Ceva de genul. Eu asta pot și mă tem că ies. Da, așa e. Și cumva când e vorba de sinceritate și... Ok, poate mi-e trist, știi? Poate certurile se întâmplă pe alte direcții, dar relații toxică pentru și? Ca să te stoarcă de energie pe care tu ai putea să o pui într-un alt lucru. Nu, dar cum ți-ai spui? Uite, tu îl rogi pe dânsul să facă check-in și el nu face. Păi și tu te enervează și el se enervează. Păi asta nu-i toxic? Nu, asta nu e toxic. Asta e o ceartă normală. Dar toxic e atunci când abuzezi unul față de altul. Am, știi? Înțeles. Cumva impui sau... Certurile tot au scară de la 0 da, la 10. Absolut. Nu, absolut. Da. La noi scările așa. Nu, dar certuri trebuie să fie. Adică să fie tot așa roz asta unde noi trăim. Dar e super când... E că îmi place când mă cert odată la ceva timp. Nu, dar eu tacoi. Vse. Eu de mână dimineață, eu alerg. La 9 eu deamă sunt căcealcă.
La 10 eu de-am pornit startup-ul meu nou. Pe la 2-3 eu de-am milionier, știi? Da. Da. Nu, e un restart pentru relații și asta e super, când poți să... Dar nu, dar și fel de relații când nu te cerți. Oricum, e că când... Nu, când, dar real îți dă așa o energie de asta, știi, de, nu știu, de pe aia, o ruptăt, căroci. Da. Eu nu șarești nică. Da. Și asta e super. Mă, e tare fain. Dar hai să vorbim despre altceva. Flirtul e ok? Pentru ce? Nu e că tu ești în relație, da? Da. Tu ești în relație, din câte înțeleg. Da. Să flirtezi cu, nu știu, cu... Parcă, dar depinde unde să duc acest flirt. Nu, cu o chelneriță, gen, nu așa, 3-4 cuvinte. Eu deseori vorbesc așa și nu-mi dau seama, dar e că Cristina observă. Tipo, aș da și flirtezi tu. Ah, ok. De când asta e flirt? Gata, nici nu mă uit la dânsa. Da, nu-i vine greu aici să înțeleg. Okay. Deși, cred că dacă aș vedea-o și pe dânsa așa, tot așa. Dar e normal că, de exemplu, stai pe o bancă și treci o fată și noi amândoi ne uităm la dânsa. Nu, dar acasă e absolut normal pentru să comentăm. Băi, la noi sfieți frumoase, da. Reală, adică eu unde nu m-aș duce, asta e la noi. Da. Dar bărbații sunt frumoși, nu? Da. Da, dar mai puțin. Nu, serios, adică la noi bărbații... Nu, cu toate că lucrurile se schimbă. Da, lucrurile abia acum au început băieții să aibă grijă de dânsi, să ducă la un barber, să știi cumva să te îmbraci mai interesant. Da, și nu neapărat brand-uri, adică băi, da. Duci la un second și te îmbraci așa că... Rupitat. Da. Dar voi aveți așa abordare că tu ai zis că noi stăm și ne uităm la o fată. Da, deci, da. Și eu zic, Max, uite. Dar eu încă, el poate să uite în telefon, Max, uite. Și el cumva s-o piardă. N-ai văzut acum? și eu tot pe cumar de asta, blin, am văzut-o. De telefon. Ne-am amintit de, cum îi spune... Memul ăsta sau anecdot, nu știu ce e asta. Așa la cu care sunt de mână sau care? Nu, cu când un cuplu se uită la porno, analizează și paturi, și stieni și aia. Da, la Ikea de asta este oare. Da, bună asta, bună. Da, bună. Așa, trecem la... Mai avem două întrebări. Îmi pare că azi termini podcastul și noi terminăm cu întrebările astea. Nu. Asta tot e surpriză. Ok. Yeah. Wow, ești carne! Întrebarea mea este inspirată din filmul Propunere indecentă cu Demi Moore. În cazul în care nu cunoașteți acest film, pe scurt vă povestesc, e vorba de un cuplu care a primit o ofertă de la un milionar, și anume $1,000,000 ca el să petreacă o noapte cu soția respectivului. Întrebarea mea pentru voi este următoarea și e valabilă și pentru unul și pentru al doilea. Care este prețul pentru care voi ați fi gata să acceptați o astfel de propunere indecentă? În primul rând, m-ai șocat cu personalitatea, da, chiar da. E extraordinar. Eu mă stăr și aici vreau să fac o remarcă. Dacă vă scriu și vă cer, vă rog frumos să răspundeți da să întrebări. Fiți da. Receptiv. Asta diversific așa de interesant. Da, adică chiar nu m-am așteptat. Sunt dat lista, eu la sfârșit o pun eu. Nu, tare fain. Măi, nu cred că aș accepta să... Adică asta și e un fel de... Nu înțeleg, per prostituții, nu știu. Adică cumva serios, ca să dai nie cineva $1,000,000 ca Max se ducă cu femeie. Da, și ți-e mai ușor și... Nu, dar deși... Nu, gen să te împași cu gândul, nu? Nu cred. Pentru că cumva, ok, dacă tu vrei, du-te și taman. Facem un studio nou, mă scoate 2-3-4 cărți. Dar nu cred că aș accepta să... Nu știu, poate tu ai acceptat. Nu, ideea... Sau pentru câți bani. Nu, ideea e deja când te mai maturizezi un pic... Așa de tare se devalorizează valoarea banului, da. Mai... Cumva noi adică știm că noi putem să-i facem împreună. Ok, noi să ajungem să facem 1,000,000. Nu, dar chiar și 1,000,000, 1 miliard, care e diferența?
Și plus la asta, eu pur și simplu mă uite că chiar e că, nu știu, mâncarea asta. 10 ani în urmă eu s-a comandat mâncarea asta, eu nișeam din minț, știi? Noi eram și ei mai bogați dintre prieteni. Sau o pereche de ghete care mi-l doream și hopleam. Și eu mă, gen, dacă am un vis, nu știu, o pereche nouă de ghete, de Adidas. Și eu ne cumpăr și țin în mână și mă gândesc. Și bred. La asta am visat, da. Da, adică la asta am visat. Să că fix așa cu mașinile recent am fost la... Am cunoscut și-o luat ultimul X7. Uh-huh. M-am suit. Picolina. Da. Da. Cam atât, da. Metal. Real metal. Și adică banii este așa... Da, adică cumva chiar... Eu când eram mai copchel, când eram prin studenții, mă gândeam că până la 30 și un milionar, știi? Și mai mă gândesc... Stai, dar păi tu când... Nu, dar stai, dar tu când ai 30. Mai am 5 luni. Eu cum ți-am zis, mâine dimineața mă trezesc. Dimineața eu alerg, pe urmă în... Startup. Da, pe urmă startup. La, după aia nează de-am văzut, când scot 30 de copchil, eu sunt 30 cu tata milionar. Nu, faza creală așa de tare să schimbă toată viața. Dacă acceptați oferta, 5 luni sunt. Da. Nu, ideea că eu asta îmi doream atunci, la asta am vrut să ajung. Dar mă, păi dați-ne o cabană undeva, și nu vreau nic. E precolnă, dar dacă, e ca dacă banii nu sunt importanți. Mm. Nu, ești important. Nu, important. Nu, gen, eu am zis că ești devalorificat cumva ideea lor. Ah. Nu, și s-a devalorizat, dar și pentru mine s-a devalorificat. Ideea e următoarea, că banii sunt importanți. Eu când aud oamenii care spun că asta de banii n-aduc fericirea. Tu ieși și mănânci. Deja tu cumperi. Da. Tu când mergi într-o vacanță, vacanța te faci fericit. Absolut. Tu când îți cumperi haine, pe tine te faci fericit. Tu când îți faci ceva pentru tine, nu știu, proceduri sau copilul tău când poți să te duci la magazin cu el și să-i cumperi o jucărie, asta e fericire. Uh-huh. Adică fericirea constă în ce și tu faci cu banii. Că poți să ai milioane, dar tu să nu știi cum să-i cheltui. Că să te duci să cumperi câteva genți de câteva mii de euro și asta nu e fericire. Adică, ok, poate... Uh-huh. Dar cumva tu îți cumperi prima, a doua, a treia, a patra și mai departe. Nu, una poți să o cumperi pentru că poate cândva tare în copilărie tare ai vrut. Nu, asta numai decât. Asta numai decât. Dacă tu muncești pentru asta numai decât. Trebuie copilul din interior să-l hrănești constant. Eu am un vis foarte mare. La 40 de ani, eu știu, cum zici la femei? Milf. Așa, milf. Și mă duc. Nu știu dacă noi să avem, să mă duc să-mi cumpăr o mașină nouă, Mercedes Gelandewagen. Uh-huh. Și să ies, e ca așa, să ies pe ușile la magazinul și ala, înțelegi? E ca este visul meu. Și eu nu știu dacă el nu ia să ne aduc fericire, dar eu l-am din cap, dar din nu știu câți ani, știi? Da. Și eu azi continui să l-am, poate nici nu să-mi trebuiască mașină și că eu să am una mai bună sau ceva mai interesant, dar eu vreau să ajung la scopul ăsta, știi? E ca scop. Da. Nu să ai bani de ghele, ca neașna, că da, asta e scop așa? Bun. Plot, da. Așa? Da. Așa că, dar vreau ceva așa diferit, nu vreau negru sau alb. Apoi, a fost Guștiu că ești în podcast, uh-huh, care o cumpărat. El zice că acolo poți să alegi opțiuni. Da, da, să spui, mă rog, rul cu diamante. Ei, nu, de astea nu. Ceva simplu, dar o culoare mai deosebită. A schis și diamantele. Da, le pierd. Da, e de-a mare experiență. Da. Ai, bun. Daniela Ionaș, specialist în marketing. Deci, Valeria și Max, întrebarea mea este, dacă ați fi în situația în care un an de zile cineva trebuie doar să muncească, iar celălalt categoric să stea acasă cu copil, cine ar ceda locul, cine ar fi cel care o să muncească și să aducă venit în familie, iar celălalt categoric să nu se atingă de nimic și doar să stea acasă? Cine va pune pe tavă această șansă de a se dezvolta și de a aduce venit în familie pe un an de zile? Hai înainte de răspund, eu încep cu așa inside joke, știi, ceva din a noastră glume. Mecă, după cum am discutat mai devreme, Valeria, cu, dar eu mă gândeam la altceva sau avem altceva de făcut, știi, din seria asta. Evident că escaladează uneori lucrurile și se încep așa niște certuri de astea mai înflăcărate.
Și în momentul ăla, eu îi spun Valerie, de-am când ajunge la apogeu, chestia asta, că e iar cu lucru, că eu de-te trebuie să-mi dau, să-mi bat capul, că tu nică nu faci, nu știu ce. Mereu nic nu fac, adică, e clar. În asemenea situație, el niciodată nic da, nu fac. Da, când e ceart, când e vorba ceart, eu mereu nic nu fac. Când venim la podcast, el nu-și cunoaște potențial. A fost bună. Da, 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 da. Și mai scurt, eu mai scurt la tine să faci înjurat. Da? Da, da. Da. Okay, da. Ca să uite mama. Da, da, tu bipuiești sau leși așa? Lăs așa. Aha. Da. Caroce, era des ori, în general, la început asta era mai des sau mai așa mai rar, dar era ideea că ajungea la apogeu, după cum spuneam, și Valeria, tu nu faci nic, eu fac tăt, trebuie să-mi bat capul de o grămadă de lucruri încolo încoași și eu mai scurt, caroce, închidem tăt nahui. Și eu mă duc storaj 2-3 și o să vedeau cum ați trăit pe urmă cu 5.000 de lei pe lună, 5.000 de lei pe lună și eu la lucru o să mă duc și bani parcă aduc, știi? Da, da, da. Aranjată rutină. Da, 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 că nu-i suma necesară să ne-am văzut alte probleme, dar la lucru mă duc, mă duc, fac ceva, să... case closed. Da. Eu cred că... Asta e ultimul tău argument în ceartă, da. Nu, gen, băi, hai să lăsăm tăiat și mă duc, nu știu, electric, hai să ne mutăm de aici. Adică eu n-am frică de lucru, de fapt, dacă e că să, dacă să revenim serios la întrebare. Absolut, eu nu văd nicio problemă nici pentru unul, nici pentru altul. De exemplu, tu ai fi în stare să lucrezi un an. Să lucrez un an. Și eu să aiuresc acasă. Tu să aiurești acasă. Nu, ideea eu cred că dacă Max ar alege el să lucreze un an, eu cred că el ar fi cel mai nefericit om din lume. Dar serios. Pentru că eu nu pot sta pe loc. Eu nu pot, pe mine dacă mă închizi într-o casă, dar păi stai alea că eu să fac așa curat, că eu, dar eu, stai. Eu glumesc. Nu, e curat, ascultă, că e curat. Dar Max a duc dimineața și a să vină seara și a să vadă toată mobila schimbată, schimbat designul la casă. Asta, și asta și primele 3 zile, să înțelegi. Adică... Nu, ideea e că nu lucrează, e cheltuie bani, știi? Și adică imagine să lucreze. Da. Noi am uș... Trebuie dintr-at până aici, zic, trebuie și ava. Nu, de văzut acolo, poate o adus și ava. Poți între dușeri. Ai, și-o idee dacă sunt între dușeri. Taman, obiect fără reducere. Precol ne-a spus că dacă nu lucrează, aveți să cheltui bani. Asta da. Asta cred că tot nu ține doar de tine, asta ține, cred că, mai mult din natura feminină, dar mă rog. Da, cred că. Da, precolnă, e precolnă. Deci, reșind din tot ce a spus voi, iese că eu consider că tu stai acasă, da? Când ne certăm, da. Da? Așa. Nu, eu de fapt stau mai mult acasă, da? Adică nu iasă nici pricol. Știi, și interesant că acum cu tot lucrul ăsta din outsource, la distanță, ca atât de amă nu funcționează. Nu. Da, da, da. Nu, dar eu citem niște studii precum că chiar dacă lucrezi de casă, trebuie să-ți delimitezi clar, adică spațiul de lucru, adică dormitorul trebuie să fie dormitor, bucătărie, spațiul de muncă, viceu și așa mai departe, da? Dar la noi cumva, știi, ba lucrez în dormitor, ba transmiți un mail de pe viceu, ba... Știi? Când te culci trebuie să mai montezi niște videouri sau să editezi niște poze. Mai ales la noi ideea că noi filmăm acasă. Asta e băi, constant faci curat. Constant lucrezi. Tu te trezești la 9 dimineața, faci ce ai de făcut, te apuci de filmat și tu până la 10 seara strângi sau prin 12. Casă. E ca așa, dintr-o cameră în alta, Și tot urmă dormi copilul și încă un ceas strângi. Și tot e dezordine. Și trezești dimineața și tu iar trebuie să strângi. Băi, de unde, cine, dă-mă voi noaptea, nu făcut ceva. Da, adică cei nu, care lucrul de acasă, tot e challenging. Da, adică ai grijă și îți dorești. E foarte important, ai grijă și îți dorești. Adică eu nu sunt cumva un tip pentru oficiu, dar pe idee, dar voi faceți mult conținut, la voi accentul unii. E pe YouTube totuși accentul, eu nu am văzut. Mai scurt, așa Instagram. Am un Instagram. Noi o bună parte de timp, noi am fost, cred că
Printre puțini, dacă nu unii și din spațiul nostru și România, care dușeau trei rețele de socializare concomitent. Facebook, Instagram și YouTube, așa încă și blogul. Blogul neapărat, adică, da. Da, și blogul. Și asta au continuat până când nu ne-am apucat de carte. Și cumva de-am pentru YouTube spațiul nu a mai rămas, pur și simplu timp nu a mai rămas, că acolo îți dai seama și filmează și exportă-te și montează, exportă, încarcă, verifică, sonorizează, e nevoios. Da. Și cumva am lăsat YouTube-ul și acum e că Instagram și TikTok, Facebook. Instagram, TikTok și Facebook. Da. Adică avem un venit pasiv de pe YouTube. Știi care era ideea? Că noi postam pe YouTube o rețetă și, de exemplu, ea în 24 de ori făcea 1.200 de vizualizări. Asta e de râsul lumii. Tu nu mai ești motivat, dar ți-ți pare că și fac eu. Dar mie nu-mi place să spun de astea, denumiri de astea picante. Da, Budinca, după care socrul meu și-a ieșit de minț. Din seria asta, eu mor, clickbait-ul ăsta ieftin, eu mor, da, eu nu suport să văd. Da, sau vecina a intrat și n-a mai leșinat, da, adică e din seria asta și s-o grămadă la noi, eu nu știu dacă tu știi piața de food de la noi, dar la noi sunt niște fete care au dita mai vizualizările pe YouTube, gen sute de mii acolo. Îmi pare că una a luat Gold Button sau nu. Sau a luat numai Silver, nu mi-aduc aminte. Adică sunt cu o grămadă. Da, și din păcate ca cu clickbait. Dar și noi, și când am început, când au apărut reels-urile, zic, hai să încercăm, știi? Dar cumva eu nu înțelegem de ce, adică eu nu vedem sens ca tu să postezi o rețetă de un minut. Da. Și tu nici nu înțelegi. Pentru mine era foarte important totuși să înțelegi ceva din rețeta aceea, știi? Pentru că la mine pe blog era foarte detaliat și bine pus la punct rețeta, era descrisă și omul care s-a pus și care nu a gătit niciodată, el trebuie să iasă așa cum e. Ideea era în felul următor, eu nu gătesc deloc. Și noi când am început blogul, noi am ajuns la așa un numitor comun. Că e scrie rețeta. De fapt, eu redactam, dar ideea era că dacă eu înțeleg omul care el nu gătește, înseamnă că 90% precis ca o să înțeleagă, care pun mâna din cărcătură în cuțit. Și adică asta era filtrul la noi. Eu făceam redactura și plus la asta și vedeam, băi, make sense, nu? Dar blogul mai aveți? Blogul avem, și de acolo tot avem venit pasiv. Dar toate, că de când n-am postat pe YouTube, n-am postat nici pe blog, dar trebuie de revenit, azi vedem. Pentru că foarte mulți oameni, anume pe blog, scriu în căutare, știi, rețete, deci foarte mulți urmăritori îmi scriu că, uite, blogul ajută și eu mă uit singură că atunci când postez pe Instagram el îți pierd, ok, tu ți-i spui save, știi? Da, dar după asta se înșepe, dar stai, unde am văzut rețeta și aia? Am văzut-o pe Instagram sau am văzut-o pe blog, știi? Ceva de genul. Și încerc să fiu, știi, cât mai explicită, chiar dacă e că mă încadrez într-un minut. Și el mai importante detalii să fie date ca să poată persoana să pregătească. În cazul vostru, TikTok-ul și Instagram Reel-ul e bun pentru a atrage traficul. Dacă eu dacă aș conecta înapoi blogul, pe sute site-ul și e mai importantă resursă. Sau YouTube-ul, că el aduce monetizare. Da. Și atunci eu aș face rețetele în așa fel, încât în cel mai interesant mod, cum tu ai zis, în conflict, să nu dai ideea soluția, dar spui, citește pe blog și îți aduci mult. Dar noi era ideea pe YouTube, așa era. Noi nu dădeam ingredientele și ingredientele nu le dădeam. Și adică rețeta în întregime Superb temă. Băi, dar îți stă în gât. Nu, la un moment dat era unde găsim rețeta? Are you kidding me? La sfârșit, în end screen-uri, în descriere, în comentarii. Și era destul de mult trafic, mai ales înainte de sărbători. Noi am avut mai timp 60.000 de accesări într-o zi. Atunci au fost o bătură. În cazul vostru e pricolnic că el e anume că și înseamnă
La noi la curs când vin la academie întreabă, eu nu sunt expert din ce pot să fac bani. Adică este zona asta de non-expertiză de hobby. Și da. La voi e foarte bun exemplu de cum poți să faci un hobby, să-l împachetezi într-o mai multe surse de da, bani. Cum? Da, blogul da. În centru cu YouTube-ul și tipa Instagram, da. TikTok-ul. Da, 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 da. E tare ciotcă făcut. Eu aș, caroce... Bun, dar asta ca... Asta ca o idee. Dar câte rețete aveți publicate? Din curiozitate. Din curiozitate. Câteva sute sau mii chiar? Deja mii. Deja mii? Da, deja da, mii. Pentru da, că, deja cred că mii. Uite, ceea ce se vede pe blog e una, dar eu mai am alte proiecte care se văd numai mâinile, știi? Și... eu la asta am vrut să ajung. Da. Că la noi cumva că se hrănești, bun, YouTube-ul și ăla ți-a dus și niște bani, da. Site-ul tot. Nu-i... Da, gen pentru ingrediente o să ajungă, poate acolo să mai cumpere o tigaie, două, trei, tot o să-ți ajungă, dar mai mult de atât n-au să-ți dai și adică... Trebuie titluri clickbait? Trebuie titluri de clickbait, asta e unul sau doi, da. Trebuie să faci ceva pentru alte companii. Da, tot variant, da. Deci noi pur și simplu am mers pe două variante. Adică ideea cu YouTube-ul și noi n-al continuăm pentru că sunt multe alte proiecte acum pe lângă YouTube, care pur și simplu aduc mai mult venit, adică dacă să raportez, să direcționez cumva timpul tău și energia ta, adică tu deam clar că direcționez. Eu, de exemplu, eu aș face pe YouTube, dacă când m-aș întoarce, aș face ceva mai diferit, mai interesant, dar cum înțelegi, la mine e vorba de mâncare, de rețete, la mine nu e vorba de intrigi, de bârfi, de, știi? Care tot și atrag, știi? Da, noi mâncarea avut... tot are... Nu, noi are, am avut are, într-o perioadă rubrica gătesc cu cineva. Mm-hmm. Și mă dușim la cineva acasă și gătim, depănam amintiri din astea gastronomici, cumva. Și iată, eu dacă m-aș întoarce, m-aș întoarce cu ideea asta, știi? Că oamenii se gătesc cu oameni, știi? Da. Și asta ar fi super fain, cumva, dar tot trebuie să faci diferit. Pentru că sunt emisiuni culinare unde, sau emisiuni de astea unde tot vin invitați. Trebuie o competiție. Deci asta ori trebuie și competiții. Da, unde cum vin atât, doi oameni da, și cum atât la da, cum atât e pe competiții. Da, aici trebuie să faci. Competiția. Da. Și trebuie să faci ori, de exemplu. Eu mă bucur, că dacă suntem la teme, pentru Ana Tulgara mă bucur că eu o sărit pe trendul ăsta și o sărit destul de fain. Și adică proiectul are succes și... A, fix picoane. Pe așa model și tu poți să faci. A, păi da, dacă este de-am... mâncare, știi trendul ăla american? E că eu aș face așa ceva. Hai să... Unde tu pui o întrebare tăioasă și dacă nu vrei să răspunzi, mănânci ceva tare sau tare... Nu, cum face asta Jimmy Kimmel și ăștia de la Late Night Show reveal pe colo ăsta. Ei mâncau chestii dezgustătoare. Da. Noi trebuie să mâncăm ceva gustos. Asta e ideea. Trebuie să răspunzi, să nu răspunzi corect ca să nu mănânci, asta e cel mai grav, știi? Ah, dar gen, vii după vreo 2-3 zile când n-ai mâncat nimic asta. Da. Trebuie să pui întrebarea așa ca omul să mănânci. Așa, trecem la următoarea, ultima rubrică. Eu toată vremea urât. Strachină adevărul, nu-mi place de numit. E fain. Da. Dar strachină e cuvântul în general. E... Aici sunt mai mult, este 90% de întrebări. Noi să extragem, noi, voi, să extrageți câte vreo 8 maxim, cred că. Mai avem o oră, e ca să discutăm. Și luați pe rând câte unul. Hai, maxim. Oricare vreți. Încep eu? Da. Câte una, da? Mi-e interesant pur și simplu să-și întrebări asta. Așa, dacă bărbatul din tăi, ia. Tu n-ai vrea eu să scot că nu știu întrebarea asta. Nu, hai gândești normal și vrei să răspund. Nu. Hai pune-o înapoi. Eu trebuie să răspund, da? Da, ok. Da. Mai scurt. Ați avut vreodată? Cum crezi că are următorul cuvânt? Ceva de sex? Sex într-un loc public. Nu, hai... Mai scurt. Unde? Îți facem așa. Ați fost sau nu prinși? Facem așa. Nu răspundem la întrebările despre sex pentru că mama cu tata sunt la podcast și... Nu. Auzi? Ei, da, come on. Max. Hai că trebuie să... E până mâine cred că mama cu tata au cumpărat-o de la magazin, știi? Nu. Și fix așa să-i spun și eu, sau te-am cumpărat de la linia la... Alături zi de zi. Nu, eu răspund, dar mă gândesc cât mai decent să fie, știi? Adică.
Păi, eu îți mănânc. Nu, aici era, dacă ați avut, da, da. Începem cu asta. Wow. Unde? Mai departe unde? Ok. Au fost mai multe locuri sau nu? Dar eu nu știu el despre cine vorbește. Eu acolo n-am fost. Iar personalitate dublă. Oh, my man. Odată o cunoaște pe mama și odată nu o cunoaște. Te-ai gustat cartofi dulci, frin? Tu mă iei așa, da, să mă neabatem, da? Școale, no, femeie ești. Dacă vreți, nu, ok. Nu, 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 eu hai, cred... următoare. Nu, eu cred trei de răspuns. Da, dacă următoarea e mai... Următoare. Următoarea tu o iei. Da. Okay. Dar eu n-o să no, unde? Eu le sunt. Unde? Hai, hai în, în parc, da, în parc, la Valea Morilor. Superb. Da, așa, loc. Tu a trecut un tip pe alături. Așa, dar nu v-a văzut. Nu era tata? Eu cu busul T4. Nu, eu cred că părinții să înțeleagă, blin. Nu, băi, dar n-avem, da, da, 15 ani și nu ne-au cumpărat nimic la magazin. M-am zunit, tu rog frumos. Dar eu n-am să-i trimit podcastul ăsta. Bun, hai rândul tău. Da. Stai, mama ca mama, dar vreo mătușă? Da, da, mămunea. Da, mămunea așa zică. A voi nu credeți că e că asta și este problema? Da, sigur că este. Nu, e înțelege că asta e o problemă. Adică e înțelege că are frustrări, e înțelege că despre asta nu s-a discutat în copilăria noastră și așa mai departe. Da, pur și simplu e că... Dar nu la asta mă refer, că asta e problemă personală, da, dar faptul e că noi vrem și mai descătușați în public, noi vrem, dar e că tot suntem că... Nu, dar oricum nu, e tot din copilărie. Eu consider că există persoane, da, descătușate și adică... Voi, nu, sunt, dar e fain. Voi sunteți. Nu, da, depinde și teme. Nu, dar... Ok, nu, așa îmi place să mă prefac așa mai... Mai rușinat. Nu, tu și ești. Apoi eu sunt. Așa. Cum ar arăta un date perfect pentru partenerul tău? Pentru mine? Dar eu nu sunt tare romantică. Da? Da, văpșe, e mort nervă. Iar. Văpșe. Eu ți-i spun că el a avut nevoie de un psiholog ca să spui tata asta. Dar eu am uitat de asta. Pentru că noi de când am avut așa date-uri cumva singuri. Hai, nu bate capul. Nu, a fost vreo două de astea normale. Prin faptul că numai te-am dus de mânuță la Manchester. Trebuie să faci check-in-ul. Da, dar tot și am ajuns. E că asta e un date tare superb. Nu, nu, e fain. Eu spui că ați avut vreo două, da, de astea. Eu cred că pentru Max asta ar fi cel mai perfect date. Da, m-aș întoarce în Manchester undeva. Da. Ca să-l duc undeva la un meci grozav. Da, că nici eu nu las, am gândit, apropo, da, dar e bună idee. Ți-ai luat o bere. Da. Te-ai dus pe tribune, pe Old Trafford. Asta e cel mai bun date, da? Da. Da, cred, da, 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 nu există. S-a pur și simplu și să înțeleg că din padacea ta, tu l-o organizezi odată la 12 ani, da? Nu, asta a fost prima dată pentru mine, știi? E prima experiență, nu știi care e ideea, dar eu cred că să o mai organizez. E pricolnă. Nu, ești de acord, asta e prima, e pricolnă. Tare, tare bună întrebare. Eu n-aveam răspuns, adică eu niciodată nu m-am gândit la chestia asta. Ok. Dacă ar fi să-ți descrii partenerul în trei cuvinte, care ar fi acestea? Și-ai rupt... Bine? Nu, e complicat, e complicat. Eu nu știu cuvântul ăsta în română, многогранная личность. Asta e, eu ne aduc aminte deodată despre secvența așa din Shrek, când el merge cu măgarul și el explică măgarului și înseamnă și e trol. Și el zice, mă, ca clucăviță. Da, da, da. Mă, mnagaslojnă. Da, da, a fie că asta e ideea, nu. Normal. E multilaterală. Da, e multilaterală, da. Cumva pe aproape ar fi, nu-i chiar, dar da. Undeva laturile sunt. Da, da. Și îmi place că e destul de instabilă, după cum și-a spus, că e ca așa. Așa, pur și simplu. Asta și te enervează, dar și îți place. Da, normal, adică ar fi extrem de plictisitor. Și a treia ar fi... Da. E că mi-am dat seama, de fapt, sinceritatea. Adică mai sincer om eu n-am întâlnit, pur și simplu. Da. Super. Dar puteți zice ceva de rău.
Sau nu, dar pe eu am spus. Acolo sunt întrebări. Nu, dar pe eu am spus. Dar dați întrebările la mine. Da. Eu aici. Ah, ok, super. Ok, și eu până aici așa. Da. Noi avem data asta masa plină. Așa. Veseu, cartoșcică. Mâncați? Da, mai e. Hai, citești. Și scrie acolo. Am crezut că iarăși aveam. Care este cel mai jenant lucru care i s-a întâmplat partenerului tău în public? Ți-a întâmplat ceva? Nu, eu cred că chiar dacă mi s-a întâmplat, eu nu știu dacă ți-aș fi povestit. Nu, dar păi, da, stai, din care știu eu. Pentru că cum e percepi jenant și cum tot... Da, sunt lucruri diferite, absolut. Da. Jenant? Nu știu eu să ne întâmplă mic ceva. Rușinos, mai scurt. A, știu. Care? Dar nu știu dacă cât zașcvar, cât e, dar nu cred că e atât de jenant. Cât e de ce? Când nu tare te-a văzut lumea. Eu te-am văzut. Așa, la, dar eram la nunte, la cel mai bun prieten al Max. Bă, pșe, dar e cel mai bun, adică din copilărie. Na. Eu nici nu m-am așteptat, dar el, dacă îi cunoște tăți oaspiți, el parcă era nunta lui acolo. Și ciocnea cu tăți și desigur că nu numai ciocnea, dar și beia, dar eu eram la volan. La un moment dat eu nu înțeleg unii Max. El a dispărut. Și m-am dus să-l caut și el, desigur că el era în liceu. Mm-hmm. Lui era rău, strașnic. Adică, știu și asta. Caroce, tu ai avut dreptate, jenant pentru dânsa, nu și pentru mine. Dar nu, pentru mine nu a fost jenant. Atena. Adică, pe dânsul nimeni nu l-a văzut. Ok, ce mai știi, dar mai e val. Dar ideea că de asta și-a ieșit în minte cel mai așa... Că noi nu prea am avut fază cu jenant, nu? Nu așa, gen, hai bă, ia. Da, da, atunci la penthouse când tot. Nu, dar atunci au fost. Da. Tu sofca, dar a fost jenant, dar pe urmă, dar parcă nu mai fost așa de jenant. Era botezul lui Saul. Botezul lui Saul, da. Noi am stat așa într-un cerc foarte restrâns. Și că părinții s-au dus cu Saul la casă, dămteți s-au dus cu, i-au trimis copiii acasă și noi haideam mai departe, dar cum așa, știi? Mm-hmm. Și ne-am dus într-un local și eram la terasă, dar Max tot, dar el nu prea bie, asta e ideea, adică el real, el nu... În genetării nu bie, știi? Da. Adică rar, rar. Și el, cumva, el nu știe când strieșe, știi, mă, nu înțelege, eu cred. Nu, eu asta am conectat astfel. Eu nu sunt de acord, eu tot. Nu, eu asta am conectat astfel, în ambele cazuri era același coniac și eu de atunci nu mai bie coniac. Serios? Nu, real, da, adică real. Da. Pur și simplu niște consecințe destul de strane, știi, da, de la... Da, da. Sunt, fiecare băutură are, da? Are specificul ei. Da, și noi ne-am dus acolo și tot și de-am... Ok, în localul și ăla poți dansezi, dar atunci nu, știi? Adică tot și de-o la masă, ei mâncau, nu știu ce, și noi ne-am dus, dar eram mulți. Dar nu, eu cum am intrat, era clar. Și Max, la un moment dat, a început să dansezi. Înțelegi? Eu și-a pus dansează acolo și eu zic nu, te rog. Și spunea lui un prieten de-a nostru comun, zic, du-te și-l ia și du-te și vă plimbați prin parc, oleg. Și el vine înapoi și iar dansa. Și la un moment dat, noi căruci ne-am sculat tăți și am început să dansăm tăți și de la miezul și elul tot și-a pus scoale și dansam tăți, știi? Adică cumva a fost așa. Da, dar la un moment dat de-am bodyguards lângă mine, știi, parcă aveam cumva așa gardă personală, știi? Nu, dar a fost, nu, atunci a fost așa o petrecere. Da, și mei coli n-ai petrecere. Eu mai scurt mă duc să fac un cerc prin parc, eram conștient, înțelegem ce se întâmplă și zic, băi, dă-o leac totuși să-mi dau un moment de respiră. Și mă duc și am făcut un cerc așa destul de mare prin parcul Ștefan cel Mare, dar un prieten de meu, tot prietenul ăsta la care la nuntă era istorioară, se duce și mă așteaptă la viceu. Dar eu un ceas, eu un ceas m-am plimblat. Și el un ceas a șuzut la ușă și crede că eu sunt viceu. și eu vin, nu știu, zora, vratan, nu știu încălă, știu că așa. Dar el a fost și... Nu ești de aici? Nu, eu știu ce tot m-am plimbat acolo, la piana e viște, știu, o tusovcă de asta concretă. Măi, el așa s-a enervat. Dar el era, cred că el era unicul care nu beie. Și el cumva trează așa să mai uite, adică chiar dacă sare cineva calus și tot în parametri normal. Și el așa de tare s-a enervat, zic, bă, eu te-am așteptat. Vreme, așa, da. Da. Da, este așa tema, așa, acum, ce? Rândul meu?
Da, da, da. Dar nu rupi foaia. Max, eu am rupt un colțișor întâmplător. Ești pro sau contra unui tatuaj de cuplu? Dacă da, ce tatuaj ar fi acesta? Ce ar simboliza și unde l-ai face? Dacă nu, de ce? Ok, hai să începem. De întrebare. Cu începutul. Nu, stai că eu trebuie să o citesc. Și atâtea întrebări, eu n-am să-mi minte. Uite, el e pe instrucțiune, vezi? Da, nu, el nu, dar dacă să răspunzi, răspunzi. E de asta așa. Nu vrei să mănânci? Da. Nu, dar asta e, asta e perfecționismul din mine. Da. Adică asta, asta e o problemă. Ești pro sau contra unui tatuaj de cuplu? Iarăși depinde de tatuaj. Sunt tare zvașcvarnă tatuaje de astea de cuplu. Știi, gen, mai tricourile astea combinate, știi, asta vopșe. Dar n-am mai ajunat și... Da, nu, adică cine se o să judec dacă m-am? Cred că mai mult da, dacă ar fi ceva ok. Ce tatuaj ar fi acesta? E că nu știu, mie pe TikTok întâmplător mi-au apărut niște tatuaje de astea combinate, dar tot arătau taxi pe genul niște încheiturile și acolo, nu știu și ies. Sau ok, apare. Eu am cheia și tu ai la casă. Fie că din seria asta, asta așa e... Nu, ok, eu zic din noi, știi că noi tot nu avem, nu prea avem nici chestia asta că să ne îmbrăcăm la fel sau ceva de genul. Nu, 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 noi evităm asta maximal. Noi când ne îmbrăcăm, știi, cam culori asemănătoare, tu ai văzut și culoare, eu eram îmbrăcat și tu te-ai îmbrăcat așa și nu știu ce. Nu, adică... eu uneori îmi imaginez așa un contest. Ei, nu știu, 15 perechi cu copiii lor. Da. Eu ți-i spune că după felul în care sunt îmbrăcați, eu ți-i asortez pe toți care și-o cui copchil. E real, adică e clar deodată. Bridge-uri, nu știu acolo, cachita, sandale, nu știu și deodată. Asta e staia lui Ion cu Ileana, știi? E asociez așa, așa. Și... Hai, zi și tatu. A, dacă, unde l-ai faci? Eu am văzut câțiva tatu artiști de-a fotbaliștilor. Oh, interesant. Și sunt tare curtei tipi. Știi care e problema noastră? Că noi de mult vrem să ne facem un tatu. Nu, mai este o chestie. Dacă începi cu un tatuaj... Da. Da, este. Confirm. Nu, asta nu e... Te uiți, nu știu, te uiți, dacă ai ieșit din duș, te uiți în oglindă. Și aici am îndesenat, aici o leac m-am îndesenat, dar îmi trebuie cumva de unit, știi, tot treaba asta. Știi? Eu cumva așa asta îmi imaginez. Da. Eu cumva evit calc pe teritoriul ăsta. Da, e pricolina temă, eu confirm. Noi de mult că tare ne dorem. Noi ne dorem când ne-am înscris la universitate, da? Mm-hmm. Și vreau să ne facem. Mm-hmm. Dar eu pur și simplu, așa de tare mă tem de ace. Dar nu e prea dureros. Nu, ok, dar eu mă tem însuși de ac. Da, da, înțeleg. Eu am și idei de tatuaj, cum trebuie să arăți și cum, dar nu, nu. Da, nu putem parcă să ne... Nu. Este formula... Eu am uitat cum ea se numește, blin. Mai zis și vorba. Compatibilitate. Nu, formula... Mama masă-i. E ca asta-i. Quantică, oriceva tipă. Teoria bălșoi viroiatnosti sau altceva. Legat cu universul și cu infinitul. Aha, eu, okay. Concret, acum nu pot găsi notițe despre asta, dar asta e ca un semn tipă de... Infinit. Eu am văzut o tătușcă care tot mă gândesc să o fac, îți două mâini, una umană și una de roboțel. Măi, dar cel mai strani să este, știi, care tipă... Își bate aici o undiță, știi? Dar nu am văzut. Și el când face așa, tipa undița s-a pleacă și el pescuiește, știi? Sunt un tip de ăștia care... El dacă pescuiește, el tot pescuiește, știi? El tot e la pescuit, știi? Da. Dacă de tot îmi mai apar pe TikTok. Ideea ar fi așa că la tine și, de exemplu, la tine loginul și la tine parola de la Instagram. Eu nu știu parola ei din Instagram, nici eu nu știu, serios. Eu singur, eu în fiecare lună îmi schimb parola de la Instagram sau de la e-mail, îndeosebi că eu nu le țin minte. Pe urmă le scriu, dacă cumva se întâmplă un logout sau ceva se întâmplă, și tot timpul trebuie de schimbat parola, pentru că niciodată. Da, așa că nu, asta n-ar și... Și plus la toate mie nu-mi place una și așa, știi, oricum odată la ceva timp schimb. Da, te duci și ștergi și ai bat ceva din nou. Nu, da, și iată care idee, că eu încă mă tem să-mi fac tatu, pentru că eu real nu mă pot opri la un lucru, știi? Și dacă, dar nu, nici nu mă apuc.
Da, mă așa. Eu tot am avut, și drept eu am avut dorința din studenții, dar m-a oprit toată vremea mama. Și îți trebuie să crești mai mare? Eu zic, ladă, da să vedem să cresc mai mare. Nu, la mine cumva, mai mare, eu să-mi bat câteva tatuaje, adică nici nu știu dacă ar reacționa cumva părinții, de-am dacă îmi bat tată mâna sau șava tata. Da. Nu, și mama ta ar spune. Nu, e mama așa, cumva mai... așa, știi, dar tata, șută na bel sebe, nu știu ce încolo în coaș. El, când noi când privim împreună fotbal, văd pasmătrina de un show, na bel sebe, știi. Ai vrut să-i divorțiezi sau să-i te desparți vreodată? Ah, mă scuzi. Da. Ai vrut să-i divorțiezi sau să-i te desparți vreodată? De ce? 12 ani am ajutat. Da, 12 ani. Nu. Dar noi ne-am dispărțit odată. Noi ne-am dispărțit, da? Dar nu, asta... Da, asta a fost, știi... Nu, asta 12 ani, asta e de-am asta după dispărțire. Da, asta nu la noi cum cuplurile, de fapt, calculează. Ei dispar de 5 ori perioada de 10 ani și tot timpul este al calculează da, dar noi cumva nu. Ne-am dispărțit da. Pe jumătate de an. Da. Pentru că nu era nici interesant. Noi eram copii, amândoi. Eram clasa 10, da? Clasa 10. Da. Și... Dar voi de când? Dintre a 8-a împreună? Nu, din a 10-a prima dată am început. Nu, eu a venit la mine liceu. Așa. Și eu, tu și cu tine, eu am văzut. Eu nu țin minte, dar eu când am văzut, am văzut când eu a venit să depun actele. Mm-hmm. Și era cu prieteni de ei și cu mama ei, îmi pare. Mm-hmm. Și cu tata mai degrabă. Nu, îmi pare cu mama era, mm-hmm. Da. Și eu văd eu într-o școală și o tocui nici dar, eu m-am, dar nu, eu țin minte că eu și mă îmbrăcam atunci mai colorat, mai extravagant, în afară. Da. Și nu înțeleg de unde am asta. Și mama îmi cumpăra hainele și ele, tu să înțelegi. Nu, și e tăcă aici, bronzat, îmbrăcat în alb și... În roz. Nu, în alb îmi pare că era. Nu, aveai ceva alb îmi pare. Și eu, da, eu nu și tot mă făiem pe acolo, pe la școală. Și zic, fricolină, da? Fricolină, da? Dar era sfârșit de august. În listă? Era sfârșit de august și tocă, nu, azi de am. Dar eu m-am dus cătare la Real. Și noi, cumva, la noi a fost așa o harababură la examen din clasa 9, că notele la toți erau mici. Uh-huh. La toți, pentru că ne-au stresat la maxim, știi? Atunci... Și din cauza notelor n-am putut să trec la Real și ne-am dus la Uman. Uh-huh. Adică eu m-am dus la Uman. Și m-am dus cumva, zic, nu cunosc pe nimeni, dar 9 ani eu am fost într-o școală la care am ținut, care era casa mea, cumva acolo erau tot... Dacă peste drum era școală, adică da, să știi. Da, tot sufletul meu și aici de la Rășcanov, că eu mă duc în centru, știi? Uh-huh. Și m-am dus așa, cam tristă. Da, cumva noi am început să ne întâlnim deosebi, noi întâi ne sfădiem tare, ne-am certat, mă nerva, nu înțelegem că putem să nu înțelegem și, dar ne-mi plășie să mă duc la discotie și să mă duc cu prietenii, dar el nică, el numai acasă, adică acasă cu prietenii cumva. Eu în dvor era. El era în ogradă, știi? Da. Zic, și el de viață tu duci la discotie. Dar eu și până amoi, eu mă duc la enturaj, eu mă duc în sarai cu pățanii sau în garaj să stau, adică băi, pentru mine asta e moartea, eu să mă duc la enturaj sau și la vreo... Asta... De acord. Cumva a fost așa, a fost așa mai... Nu era straniu tot, gen, da, eram copchi, real, adică... Și ne-am întâlnit jumătate de ani și zic, nu. Da, eu am inițiat break-up-ul. Dar era, dacă noi nu ne dispărțăm atunci... poate mai dura, de exemplu, parcursul școlii și noi nu mai eram împreună. Asta da, 1000%. Cu siguranță, da. Dar cumva iată jumătatea asta de an a fost așa de multe întrebări puse, știi? Adică tu la vârsta așa nu ești așa de copt, cumva, știi? Și așa niște discuții de maturi, știi? Mm-hmm. Cumva... el chiar dacă noi suntem de-o seama, el era mai matur la minte atunci. Și pe lângă și ei și eu întâlneam pe prejur, știi, erau băieți mai mari la de ani, dar erau proști și nu zic, dar într-adevăr tu n-aveai ce vorbea cu, și vorbea cu deși. Și iată jumătate de an a fost, știi, durere de asta în suflet cumva, știi, eu ceva am pierdut și așa și el, noi continuam să vorbim, s-o continuam și ești clasă. Și greu
Și când am început iarăși să ne întâlnim, am zis că gata, dacă noi ne mai despărțim o dată, e totdeauna, adică nu mai există. Mm-hmm. Și de atunci nu a mai fost. Dar și noi inițiat în păcatul? Da, acum nu, a fost așa... De cum? Nu, a fost cumva așa... Da. Reciproc, nu mai ești. A fost reciproc. Nu, a fost reciproc, dar... Dar mai mult din partea mea. Da. Fricol. Da, da, da. Nu, și trei ani într-o clasă, căroce, da. Și? Tu. Dar pe nu eu am răspuns. Eu am răspuns. A, da? Iaca, ieși. Da, m-am pierdut șirul. Noi începem cu una și... Dușmina. Șase. Tu să-mi spui când am gata să încheiem, că îmi place să vorbim. Ce parte a corpului partenerului tău îți place cel mai puțin? De ce? Că cel mai mult m-a întrebat. Easy, easy. Spune-ți cel nu, mai dar mult. Cel, cel mai puțin. Zi. Cel mai puțin? Dar nici singur interesant. Zi. Băi, nu știu, reală, da. Nu să te analizez cumva, știi? Să mă scoam ceva. Nu știu. Real nu știu, adică... Nu, păi știi, nu știu. Sprânceană sau... Nu, îmi dau seama că asta e, că asta e vorba, da. Nu, nu. Nu, eu dau numai idei. Da, 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 da. Dar nu, n-aș, nu știu, n-aș schimba. Nu, adică e ca statura, a fost încă un pic mai înalt. Era, da, da, de acord. Da, 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 da. Dar pe cât ai tu înalt? 1,60. A, păi și asta e. Dar tu cât? Da, nu. 1,83. A, așa. Este o leagă diferență, da, și cumva... Nu, dar e pentru mine ar fi mai interesant și mai înalt. Aș vedea lucrurile de mai sus. Eu când mă încalc pe nas cu... Vrea în altă. Mm-hmm. Dar preferat fundul, adică... Nu există. Nu există, da. Punct aici. Trebuie de mai... De mai lucrat la dă. Hai, să vedem. Vă plac întrebările, da? Ei, de cum? Important să nu chiși de ce. De care? Eu întâi citesc, urmă mai citesc, mă. Eu pot schimb de ceva. Da, te-ai nimeni înșelat? Nu știe. Dar ți-ai înșelat partenerul? Ți-ai înșelat partenerul dacă viața lui ar depinde de asta? Măi, dacă ar depinde? Dacă e ca... Și aici stai de pe TikTok, hop, apare, nu știu de avas. Dacă mâine moare și azi trebuie să rezolv ceva, e normal. Ești normal că îl salvezi. Dar cum? Sau stai cineva cu pistolul la cap și trebuie... E asta de mai trist, gata. Mai trist. Așa... Nu, da, asta e, ui, da, mai eu am bărghet și... Dar asta știi, e o întrebare care... Poți să răspunzi numai așa, metaforic. Dacă da, ești normal că eu te-aș salva. Normal. Nu zici că normal că te-aș înșala, dar normal că te-aș salva. Da, păi, da. Păi tu știi de câte ori l-am îngropat în gândurile detalii. Mele când nu răspunde vreo 20 minute la telefon? Asta Rana, nu 20 de minute, când nu răspunde vreo 2-3 ori. Eu până ajung acasă de 4-5 ori mă sun și eu vin de la magazin. Interesant ce faci, dar nu, eu nu-mi fac griji cumva. Dacă mă duc undeva, eu du-te, pot suni eu. Vine acasă, nu, vine acasă, deci nu mi-a sunat. Și să aflu, și întreb unii, dar poate copilul ăsta e ceva cu dânsul, zic, băi, copilul ăsta e cu mama lui, mai important persoană nu există pe fața pământului, eu în tine am toată încrederea și te sun, pentru că e când mă sun, eu mor. Mai ales când iasă copchiul din coași, el nu știu acolo, stăvălește pe jos, nu știu ce faci. Da și faci el, nu uite a mea că un spectacol. Da. E fricolnă. Da, 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 da. Cine mai e? Tu? Eu. Da. Câte întrebări acolo mai sunt? Max, da, tu mai aliejile lucțică. Ești plictisită? Nu, eu mă tem. Care sunt obiceiurile partenerului tău pe care ai vrea să le schimbi? Până da, am vorbit despre obiceiuri, despre naravuri, despre chestii care nu-mi plac, dar nu știu. Iarăși, să le schimb și tot ideal. Și ideal. Nu da, în viața asta e idealul. Nu, asta e... Hai. Fifty Shades of the Grey, nevoie. Nevoie. Stres. Citește deodată. Să n-ai timp să locuiești cuvintele.
Care dintre membrii familiei partenerului tău îți place cel mai puțin? De ce? Că nu există. Cumva este mama și tata. Nu-i verișor, frate. Nu-i șeneva. Da, noi amândoi suntem singuri la părinți. Da, e și n-ai pe cine plășește. Asta e o problemă tare mare. Dar de ce problemă? A, că atenția e capul trist. Vostru. E trist. Nu, dar păi e trist. Nu, n-ai frați sau soră. Nu, eu cred că noi de asta am devenit codependenți, da, știi? Cumva da, unul da, de celălalt, pentru că noi cumva copilăria ambii ne-am crescut-o singuri și la mine și la ea erau părinții mereu la lucru. Uh-huh. Și... Și găseam refugiu, știm, prieteni. Da, da, da. Și da. Cumva eu mă dușeam la prietenii mei acasă și mă uitam, frate, cu soră, cum se bat, știi? Sau cum desea la mine. Pentru mine era wild. Ia, ce va se întâmplă, știi? Adică era tare interesant să văd. Da, muncă de interesant. Când mă uit când sora cu fratele sau sunt mai mulți în familie. Da, mai ales când sunt ori de psihotare. Da, da, da. Doamne, și de frumos. Și de asta și cumva nu vrem să avem numai un copil. Sper să putem să facem trei. Trei încă, da? Nu, trei din total. Da, decidem măcar la doilea. Că... Da, 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 că... Noi cumva am crezut că să fii unul după altul. Altul. Bam, 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 ai întrecut să cârnați, ești la bgon. Și el așa de timp, zici. Stai că eu când am zis-o pe șeu cu călătorie. Nu, gata, nu mai nu, nu, nu. A, dar apropo ceva cu sexe, că am văzut trei, am aruncat ochii și ceva cu sex era. Nu. Eu mai scurt, eu nu privesc nică din contentul care se face în Moldova și nu mai pare... Îți povestesc eu! Nu, da, Valeria, îmi povestește în general, că au ieșit așa, au fost așa, au zis așa la altă, știi? Mm-hmm. Dar ne-a apărut, nu știu de și de unde până unde, ne-a apărut de la ateli, din podcastul tele și avea fragmente. Mm-hmm. Și ne-a apărut cu tipul ăsta, Mișa... Cum îi spune lui? Ăsta mărunțel de pe TikTok. Aha, stâș. Da, el e pricolnic. Da. Și ne-a apărut ceva de lui, după asta ne-a apărut cu antreprenorul ăsta nostru și cu călătoria cu 100 de euro în Paris. Bă, așa, că ne-așa și rup de realitate. Și vorbiți voi. Eu nu știu. Măi. Dar de și rup de realitate. Că dar cu 100 de euro în Paris te duci, v-ați văzut biletele? Nu, n-am văzut. Fă și glumiță, și cu 100 de euro nu treci drumul de-am în Paris. Acolo pe la Champs-Élysées nici șansă n-ai să ajungi. Max, poate noi nu știm... Dar pe jos bani chestia. De mâncare nu-ți ajungi să ajungi până în Paris, nu când zbori și câtii. Eu în comentarii am văzut oameni care au găsit. Dar asta e mai mult, nu-i chestia... Eu am înțeles eu ideea, metaforic. Da. Înțeleg că metaforic, dar nu e așa. Visele tale. Nu, da, e adevărat, dar mă rog. Dacă partenerul tău ar accepta un sex în trei, cine ar fi a treia persoană? Pe Beluci eu aș lua. Așa depinde. E bărbat luăm sau femeie? Trebuie nu, eu aș încerca să luăm o femeie. Stai metri prin casă, măi. Nu. Noi am discutat despre asta din cât îți dai seama. Nu-mi dau seama. Asta nu, după reacții, unii... adică nu că, dar și, dar alt femeie. Nu, noi am discutat despre asta și ideea e că eu nu știu dacă eu aș face față, știi? Adică asta e ideea. Cumva prea mare responsabilitate pe umerii mei, știi? Și nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Eu până când nu vreau, pentru că e prea mare responsabilitate. Știi, dacă dacă te apuci de un lucru, iarăși perfecționismul din mine, dacă te apuci de un lucru, trebuie să-l faci calitativ. Și de la început și până la urmă, înțelegi? Da. Nu fie ca asta ideea. Dar tu n-ai și adăugat aici? Eu am zis că eu pe Beluce aș lua. Așa. Ăsta e prea groasă întrebare. Da, pamuș acolo scrie un eseu și eu nu merit toate neamurile. Care este minciuna pe care o spui cel mai des partenerului tău? Da, eu am sunat și am făcut. După și pun receptor opțion, de exemplu. Cum ați cu taxiul? El nu știe. Dar eu ne-am dat seama că e 15 minute să aștept taxiul ăsta, conieșna. Eu am luat mașină de dimineață că am avut niște filmări. Și Max mă sună și zice, da, poți să comandăm un taxi. Dar eu i-am dat ideea că eu, las că eu comand. Și nu știu cum m-am luat cu fetele și alea la filmări. Și mă sună Max, apă și cu taxiul. Zic,
N-am găsit prea mult, hai că mă mai uit. Și timpul e da, taxi, taxi, unii. Nu, eu dacă cinstite mi-am dat seama și tot mi-am dat comandă. Știi, și la tine de-am mai devreme vine comanda, da, 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 și eu am anulat-o. E ca asta. Asta e minciuna de azi. Nu, e... După cum și-am spus, cum e sincer persoană, eu n-am. Adică, eu îi spun... Asta eu... nu sunt misiune, este cumva știi să așa niște... Și apoi după asta tot da. Îi spun când mă... Și știi că pe azi, azi știi? Nu, eu știu că în momentul în care e ar înșerca sau dacă m-ar mișini cu ceva real serios, adică eu știu că eu n-ar putea să trăiască cu asta. Și eu la fel, adică când e vorba de ceva... Serios, adică, băi, nu... Trebuie dispus, tipă, da? Da, 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 băi, nu suntem oameni maturi, știi? Adică. Hai, mai departe. Câte colos? Sunt câte 6. A. Mai avem așa. Câte 4 unde? De la 1 la 10, cât de mulțumit ești de relații intime din cuplul vostru? De ce? Hai, Max, răspunde așa cu număr și am plecat mai departe. Și să întindem noi. 3! Hai, la 1. Stai, Max, ar zici. Nu. Aici trebuie de... Gândit. Nu, aici real trebuie de gândit, pentru că e foarte important și e în calcul. Da, de acord. Înțelegi? Pui, periodicitatea asta atât încă și în social media, știi, când te apuci de postat. Deci să vedeți și la masă dacă eu îl ghiuntesc cușorul, că vreau să vadă. Dar eu le-am tras special cușorile în spate. Dar să spun un bricol. Eram la masă și erau un cuplu, băieți și fată. Și fată vrea să-l lovească pe băieți, că într-un fel vorbești prea mult și mă lovești pe mine. Asta recent a fost așa? Nu, asta când eram la universitate. A, da. Și așa și eu, știi, tu l-aveți pe tine în locul lui, transmite mai departe. Da, tu e iară, dacă ai observat tehnica aici, știi? Da, e. Hai să fugim, de esență. Da. Mă, de țara să știi despre asta. Eu fug de tema asta. Da. Nu, ideea e că eu aș da un 7. Da. Este o... Mare notă. Am de reșține de... Nu, eu ți ți-am spus. Sau tu ți ți-ai dat șapte? Nu. Eu, de relație intimă, per general, asta e ideea întrebării. Era, da, asta, blin, asta e pricolnă temă de discutat, cac bă. Da? Pe bun. Trebuie de făcut alt podcast, să nu mi-e tema asta. Hai te rog frumos să nu ne da pe noi. Doamna asta, cum o cheam, Natalia sau cum o cheam, viața de sexolog da, pe... da. Ai chemat-o? Sau ai chemat-o? A fost la tine. Ai vrea să discuți cu dânsa? Și să discuți. Nu, e că tu spui că asta e pricolină temă de... Asta e pricolină temă, nu-ți discuți cu Natalia Pavalache. Natalia da? Pavalache îți discuți cu soțul ei tema asta. Asta e okay. Pricolină temă de discutat între voi. Trebuie să facem un podcast. Da, experță în sex. Nu, și să vină prietenii noștri să comenteze. De ce asta e tema? Ce să înțelegi? Că la o petrecere asta e tema lui și a prietenilor. Da? Psiholog. Avem nevoie de părerea voastră. Și eu... Nu, dar asta cumva știi, vin de voles, nu oles. Cumva știi, pur și simplu, un pricol, știi. Hop. Mai ales după și bai vreo două pahari de vin. Dar tu și nu inițiezi așa discuții? Ei, nu. Ei, da. Tine la magazin a fost cumpărat și discuții. Da. Inițierea unei discuții. Hai, care este limbajul iubirii partenerului tău? Descrie cum se manifestă acesta. Adică el, da. Limbajul iubirii lui. Eu aș spune grija, dar grija de asta că eu să nu-mi bat capul. A doua zi fac vreun lucru că eu știu că el da mă bine pus la punct. Adică cumva limbajul iubirii lui e în grijă, e în respect. E, el tot timpul știe cum să mă motiveze asta. Adică, ok, spui te iubesc. Dar cuvintele astea știi pe moment, dar în acțiune e zilnic ce va face. Adică
pune la spălat hainele, asta e foarte, mm-hmm. asta e ceva extraordinar, sau calcă hainele, sau cumva facem împreună curat, sau el mă scutește de a face curat, știi? Mm-hmm. Sau el limbajul iubirii lui îndeosebi toată relația noastră de până acum, îți spun de ce, eu am spus-o și la unul noapte, pentru că el pur și simplu și-o dat tot ce și-o vrut el poate să facă în viața asta și-o mers pe același drum cu mine, știi? Așa. Și poate tu ai spui amuia că nu, dar e așa. Pur și simplu că tu ai problema de neîncredere în tine atunci când vine vorba de tine. Potențialul, în schimb, e mare. Nu, adică... Hai... Da, când e vorba de... Nu, e creștaia. Când e vorba de ce și facem noi împreună, asta noi facem împreună, dar e gând, adică, nu știu, visul gândul meu. Meu, da, da. E visul okay. meu, cumva, știi? Mm-hmm. Și când o să fie ceva, o ramură, cu toate că eu nu cred că ți-i displace. Dacă îți displace, poți să pui mâine în fața psihologului. Ce și facem? Nu, uneori chiar, adică... Uneori îți displace, corect. Da, da. Eu sunt de acord, pentru că chiar există situații când am... Știi, de asta suntem să-ți... doi în principiu, adică asta e ideea. Mm-hmm. Când lucrează cuplu, când lucrează împreună, îți dai seama și plusuri și minusuri, dar plus cel mai mare și acoperă tot e faptul că te poți motiva unul pe celălalt. Da, atunci adică... când unul are o cădere cumva nervoasă sau cumva... Mm-hmm. Din punct de vedere motivațional sau cumva stă mai prost sau nu știu, nu e ca așa e o perioadă, știi? Și celălalt cumva te poate ridica așa, îți da forță, hai, uite că așa s-ar putea făcut. Mine, și că asta e fain. Max are mai mult încredere în mine decât eu am. Da, eu since day one, adică eu eram sigur că fata asta se rupă, va pșetă. Eu special am văzut atunci la școală. Nu, real, adică eu vorbește de potențialul meu, dar de fapt, eu real am crezut din prima zi. Eu eram sigur că nu-i dat, știi, pur și simplu, e că, nu știu. E precoz. Nu, dar real. Adică și eu când am venit din state și aveam niște bani acolo și tot, eram sigur că pur și simplu să-i cheltui. Și zic, băi, așa va trebui făcut, ce va trebui făcut. Și eu nu știu cât eu am fost plecat, slăghit vreo nu știu câte kilograme, nu știu ce de a mânca sănătos, nu știu ce fotografia aș posta pe Instagram. Și atunci era la modă mâncarea și picioarele. Picioarele în bai. Asta e 2012, da? Asta e 2012, ca să înțelegi. Da. La mare. Sosischile astea. Da, mâncare. Acolo mai mult mâncare, adică îmi plășe tare. Da, și eu... Păi, pum, tata să fie, știi? Tata să fie. Dar nu știam ce să fie, adică cumva noi am mers într-o lume în care... Dacă tu să înțelegi că eu când am început proiectul, adică atunci în momentul și ala, îi spun tata, eu sunt și eu știu că eu o să ajung la televizor. Dar tata se la mine zice, Valeria, să nu mai spui la nimeni asta. Știi, într-un fel și cu tine, cum tu poți să te gândești măcar la asta, știi? E, asta ne-o trebuie. La mine am, știi? Eu n-încredere am în mine. Dacă îmi spune cineva un nu, că eu n-as pot să fac ceva, e ca așa dau munții la o parte. Și eu fac tata asta cu ardoare ca să ajung la scopul ăsta și cumva, oricum ne-am pus un scop, cartea să fie, știi? Uh-huh. Dar a fost un drum în care tu nici nu știi, 4 ani noi n-am avut niciun venit. Care venit? Dacă noi, piața nu era și veniți. Piața și... nu era, noi am sunat odată, ți-mi minte că la o companie de vinuri. Nu, și... noi n-am sunat, pe noi ne-a sunat. Nu, eu i-am contactat. A fost prima și unica mea de asta. Știi când... Încerci să șieri, știi, ceva, dar nu a fost cu șieri, adică chiar am vrut să o fac din suflet, știi? Mm-hmm. Și nu știu cât i-am șerut, vreo 50 de... Care 50? Vreo 500 de lei, precis. 500 de lei. Să fac o rețetă cu vinul și ala, nu știu ce. Și mi-a spus că nu. E scump. Da, și asta, știi? Și de atunci am zis că eu în viața mea nu mai scriu la nimic. Și real, n-am mai la nimeni, nimic n-am mai cerut, știi?
Și cumva a venit tot organic. Și ideea e că tu atunci când te pornești în neștiință, tu nu știi ce drum trebuie să parcurgi. Știi, când ai un plan, da, tu-l ai. Dar și tu nu știi unde te duci, pentru că atunci ta maniera abia se începea la noi, mai ales în America, în Florida asta, industria asta. Dar la noi era neclar unde o să ajungă, știi? Și cumva... Nu, nu, noi trebuie să educăm piața și era, adică... Nu că ne-am pus o coroană sau asta așa. Cumva iese că primul val de influencer în general care au apărut pe Instagram, da, sau da, nu? Da, da, da. Da, mai ales din food blogger. Eu cred că am fost prima, nu știu, a doua, a treia, nu știu, dar cumva printre primele. Dar și... chiar Instagram din 2011, când el a fost inventat? E până la început. Eu 2012 am postat prima poză. Da, asta e sus pe Shine, adică cumva... Da, da, dar da, nu, da. Nu de atunci am început blogul. Blogul am început cu 8 ani urmă, da? Și-a trebuit 3 ani să te adaptezi la... Nu, dar nici nu știu. Nu, e posta acolo ce te... Da, îmi place să urmărie, să mă uci, să cu unde. Dar atunci era mai mult, era Tumblr. Da, da, băi, și vremuri. Mi-e tare îmi plășie să mă uit YouTube-ul. Atunci vloggerii erau și eu pierdem ceasuri. Dar nu pierdem, petreșem, știi? Mă uitam la dânsi și zic, dar ni tot îmi plăcea. Eu fără să știu ce înseamnă vlogging, eu făceam vlogging înainte, încă, cu vreo 15 ani urmă. Mama ne-a luat cameră de asta, știi? Și e că tot așa mă filmam și îi arătam prietenii mei, haide, spun, na, nu știu. Și eu când vedeam asta, zic, eu am în sânge și un vlogger. Da. Adică cumva era așa. Da. Eu am scos atunci bilețelul așa. Eu cu limbajul iubirii. Eu, da. De unde am ajuns? Nu, dar eu mă gândeam eu să răspuns cumva mai simplu, știi? Că eu sunt destul de tactil, adică okay. Eu mereu caut. Hai că eu gata, eu să răspund la tine. Știi? Că oamenii o să se plictisească. Ia uite-te, ce acțiuni ale partenerului tău te fac să te simți cel mai iubit? Dacă real, adică... Este... când mă îmbrățișează, când mă sărut, adică asta nu există. Mai ales seara când mă culc, știu că poate să mă cuprind. Puf. Da, eu am o problemă cu... Senzația asta că știi unde te întorci, că te întorci acasă, te întorci la iubită, la copil, asta e. Eu am o problemă îndeseb cu... Eu mă iau cu altceva, după că te-am înțeles azi. Și pot să ies din casă așa. M-am dus! Și Max mă sunt, tu măcar nici nu ne-ai spus la revedere, nici măcar nu m-ai sărutat, nu știu. Dar nu că eu trebuie să ies repede, știi, cumva mă simt așa de prost în momentele astea, că asta e așa de simplu și așa de rapid, adică cumva... Și așa de important. Și e foarte important, știi? Da, detalii. Da, nu, da, în general, relația asta sunt detalii, de fapt, știi? Și negocierea lor. Și negocierea lor. Și noi nu suntem din cuplurile care suntem tare romantici. Real nu suntem. Adică pentru noi romantic e să te uiți, privești un film, știi? Și tot nu te uiți până la urmă că ții somn. Adică mai... Da. Păi eu deam ora 1 mâine la 8 filmări. Dar de filmul ăsta așa ne-am culcat. Nu, noi avem amâia ultima vreme că parcă nici la filme nu ne interesa să ne uităm și am început să ne uităm la stand-up-uri, știi? Și ha, ne-am râzuleac și m-am spus. Dar acum e o perioadă în care filmele e mai greu de căutat decât de privit. Dar parcă mai mult timp Intri pe Netflix și mai de oră ai pierdut și tot n-ai găsit să-ți privești. E că ieri așa a fost, da. Și până la urmă am privit un podcast. Sau dacă nu găsești film, apunci cum te uiți pe TikTok. Ia uite, asta ce-a făcut. Da, este aia. Și așa e tot de diferit. Dar interesant, cumva... Aici suntem. Nu e ca, știi, alții spun că înainte era mai interesant, înainte era mai romantic. Nu, dar am trăim aici, în prezent. Aici ne descurcăm, știi? Da, o să vedem ce o să fac Saul la nostru când o să aibă anii noștri. Eu nu mă tem să mă gândesc. Și eu încerc cumva să duc, să fiu în același pas. Sau... E că eu am un, nu știu dacă m-aș descurca să vorbesc cu un teenager. Pentru că ei sunt așa de dezvoltați, ei sunt așa de pricolni, ei sunt așa de individuali, nu știu, eu ce ești și văd, poate există și altceva,
Dar cumva, știi, de, încercând să fii într-un pas cu, cu timpul, asta, asta tot trebuie să poți să faci, da, asta, știi? Da, da, da. Și eu mă bucur că părinții noi, noștri încearcă și ei să fie într-un pas cu noi, nimai vorbind din nepoți, știi? Să vedem cum nou asta să ne se dă. Nu știu. Eu o să mă duc, închideți-mă într-o cușcă și eu stau acolo. Dați-ne o bucătărie importantă. Ca să filmez, da? Da, da, da. Imaginează-ți că au venit niște cunoscuți în ospeție și se rețin. Cum le dai de înțeles că e timpul să pleci acasă? Nu, la noi, la noi e de la noi tot timpul... Se rețin? Nu, 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 la noi tot timpul soșile durează. Nu, adică se rețin, dar de la început, știi, parcă îți pare că vrei să te duci cu și pe urmă, dar nu mai da? Vrei și tot îi ții. Da, mai da, stați, da, mai stați, da, mai stați, da, mai stați. Și mai oara patru, vă aveți copil. Nu, la, dacă noi acum s-am sărbătorit ziua lui Valeria, 30 de ani împlinit. Și noi două zile am sărbătorit, ca să înțelegi. Adică la noi tot timpul, e mult timp durează petreșerile. Da, și cumva suntem tare apropiați. Și cu și putem noi să ne mândrim astăzi prietenii noștri. Da, da, da. Real, adică când tu ești sincer față de prietenul tău și el la, la rândul lui la fel, e așa de interesant. Tu știi când n-ai să ieși din cameră și ieși deodată după asta să știi? Adică tu poți vorbești și despre altceva în afară să-i bârfiești pe alții. Mm-hmm. Poți vorbești despre cer, despre lună, despre stele. Despre... Sunt așa de multe teme interesante, eu așa, măi, abstract am zis, care, pe care poți să le, abor, să le dezvolți că, știi... Că n-are rost să vorbești alți oameni, tipa. Da. Nu, dar da. Cred că oricum asta se pătrunde în nu, companie. Nu, eu tot mă gândeam că eu citem o carte. Pătrunde, dar tot cumva noi încercăm să nu judecăm aspru, știi? Că eu, da, și... Nu, gen statement, știi? Da. Nu așa l-au fost acolo, știi? No, da, ei, da, știi ceva? Da, gen, interesant, da, știi da, cumva, da. Dar nu... Dar și proastă, dar și nu știu. Știi, ca variante de astea, tu nu poți să știi totuși ce a fost în relația și aia, sau și sfată da, și aia, că eu citem ăsta... Think Like a Monk, de Jay Shetty. Eu știu pe Jay Shetty, la podcast, cu tot. Și acolo e scris gen el când era călugăr, ei nu trebuie să gândească la bârfe. Gen, tu nici în mintea ta, cumva, nu trebuie să te gândești la bârfe. Și eu m-am prins la ideea, bă, dar ce înseamnă, de fapt, bârfă, știi? Adică, pur și simplu, că zic, ia ca Vadim are podcast. Asta e bârfă sau nu? Asta nu e bârfă? Asta e constatare. Asta e constatare, știi? Da. Dar eu am vorbit despre persoană, știi? Da. Și eu, adică, pur și simplu am ajuns la ideea că, pur și simplu, dacă facem constatări, e ok. Da. Adică, okay. Am constatat. Ia că am fost la podcast, a fost ok, știi? Da. Dar de-am și să duc și mai departe, e cam, de-am... Și trebuie de izbăjit de asta, pur și deci, simplu. Acțiunile. Cu toate că în gând eu nu mă pot... Adică eu oricum... Eu mă strădui să nu judic, dar în gând oricum, adică... Nu, palevom, noi cumva eu cred că oamenii au sistemul lor de... Da. Comparații de... O de asta, scară de valori, cumva, da. Tu o ai și adică ceva... De evaluarea statutului da. În raport cu da, alți da, oameni, da, tu da, nu da. Poți să nu te gândești la alți da, oameni. Da, 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 dar adică cel puțin mă strădu, știi, să nu iasă. Da. Adică, băi, chiar ai înghițit o rămas acolo. Ai, e. Eu cred că aș defini bârfa în felul următor, asta când discuțiile despre alt om îți par mult mai interesante decât discuțiile despre tine. Da, crută, da. Pricolă. Da. Noi, de exemplu, stai, eu ceva... eu am privit un interviu. Și pe mine așa de tare m-a fascinat persoana și ea, că eu am început să-i povestesc cu Max și ea și ea zice. Da. Știi, în interviu și ea și eu zic, țin chipul, ieșuți și de așa, și cumva... Adică și de interesant povestești să ajungi, să poți povestești așa de deschis ceva și am început să vorbim. Mai în scurt, de la discuția aceea, care a început la 12 noaptea, care eu mă pornesc, m-a dus, mă culc. Da, e puțin pe așa întreagă, știi? Da. Prost să ne aruncă o informație inutilă, știi, să arunci în mine. Și într-un fel, eu m-am așezat lângă dânsul în salon, așa, pe pat, și am început să discutăm și am discutat până la 4:30 dimineața. Și el altă temă am ajuns. Am ajuns la relația noastră, cumva, hai, știi, deranjați. De aici! Da. Și așa de multe! Am tras din toată discuția asta, cumva, că
Scuide, ia că aveți de la o, cumva o informați despre altcineva, poți să ajungi la tine, știi? Da, da. Cumva, știi, des ori fugi de relația ta și haide așa să vedem sau ce, cumva. Cel mai fain e că după 12 ani, dar nu contează după 12, după 10, după 5, stai și discuta. Mm-hmm. E că asta da. E cel mai fain. Adică, și... Deci conversațiile. Fain, conversațiile, dar sunt faine și momentele când tași. Adică, da, adică să trebuie să existe. Da, adică tu trebuie să poți să simți comod. Cine? Da? Ușor. Da, dar tu când lucrezi 24 din 24. Da, asta e important. Serios? Da, da, da. Adică nu asta nu-mi trebuie, eu asta nu șer. Sau, de exemplu, există informații când eu îi spun Max ceva și eu... Nu, dar eu știu câteodată de-am știi prea din... Din topor sau hop, am tăiet. Sau, de exemplu, crezi că nu informația asta îmi trebuie? Da, adică eu deodată termin. Dar știi că eu ți-ai vrut spun, dar nu mă interesează. Și la sfârșit, bun, eu ți-ai nică n-a să mai zic. Nică n-a să mai spun. Șantajul ăsta, da, știi? Da, și formul zice, hai, hai și tu și hai. Și ai vrut să-mi spui acolo, știi? Da, e fain, e așa, e fain, real. Da, dar e crută să stai și împreună. Da, da. Hai de vorbit, dar să te simți confortabil, da. Stai unul lângă altul și stai. Da, da. Asta e cel mai crucial. Da. Hai. Și eu? Hai încă câte o întrebare. Hai. Am plecat acasă. Nu, și este ultima. Sensul. Ok. Care sunt calitățile care te enervează la partener sau dacă ai putea schimba o calitate la partenerul tău? Care ar fi... Da, asta sunt eu. Da, hai, alegi drug normal. Imaginează-ți că partenerul tău vine acasă cu automobilul avariat. Cum ai reacționa? Eu azi vă povestesc. Nu, trebuie să începe tema asta. Mai scurt. V-am povestit despre petrecerea și legendară de la botezul lui, da. Lui Saul. Nu, dar eu nu cred că așa l-a fost. Nu, dar e fain. Așa la cu roata au fost mai interesant. Așa da, hai, povestește. Da. Dar este tot nu, fain. Nu, eu că tare, eu sunt destul de atent la balan. Nu, dar eu sunt... Eu nu sunt din... Categoria. Din categoria asta de bămvășnici, știi, care nici nu poți sui cu o cafea în mașină sau... Asta, noi am luat mașină, deci ei de lucru. Deci și tu mai e asociat cu bămvășnici. Nu, eu, de exemplu, mi-aș dori un BMW. Nu, și eu vreau BMW, dar știi, sunt care pur și simplu, băi, asta e mașina mea, eu... mașina, eu, așa. Noi suntem asociați, da. Noi ne-am căsătorit, știi, că din categoria asta. De e... special ne-a cumpărat o mașină mai ieftină ca să... Nu, bate joc de da, prima mașină. Nu... Prima mașină, adică nu chiar... Da, nu ne batem joc. N-am dus gunoiul, l-am lăsat o lună mașină, știi? Nu chiar în sensul ăsta, știi? Da, iarăși, dacă intrăm la noi în mașină acolo, pahare de la limonadă, de la cafea, de astea caseroli de la mâncare. Nu, amuia nu-i, sau per general. Nu, per general. Pentru că la noi mașina e a doua casă. Noi glumim că e food truck, știi? Food truck. Da. Hai, și mai scurt, petrecerea asta, botezul lui Saul, cu o zi înainte, Valeria, prin oraș, hop, atât te trebuie... Stresată, da, era stresată, te trebuie de reușit, nu știu ce, și eu ieșit cu mașina. Și eu aștept, zic, băi, să reține, da, real, să reține. Și de-am zis, băi, au făcut, e clar, nu n-are unde e să duci și să treacă atât timp și vine acasă. Ne așa de bine ne cunoaștem unul pe altul, că noi dăm cumva... Da, asta e pur și simplu așa, pe unde. A avut accident? Da, că eu l-a luat fereastra, oglinda la unul. Și nu mai știi și nu-i drept și nu-i drept, că... Clar că și o și bărbat el cumva a încercat să o grăzească și cred că nu știu adevărul până la urmă. Dar nu era tot una, eu cumva eu mă grăbim așa. Dar n-ai ieșit să-i dai vreuna așa nu, cum eu, era eu unul de mult în video. Nu, eu mă... Vorba și am vrut să mă peristrăiesc. E bun. E că stai, mamă, dificil și tu ești nou. Ideea că eu cumva eu n-am înțeles ce s-a întâmplat, real n-am înțeles și eu cobor și zic asta dumneavoastră sau eu am făcut asta, că eu nu înțeleg. Și el tu. Zic, e clar, dar pe tine se întrebi și de dijină. Dar și eu și sincer. Nu, tu așa. Ok, și eu, dar la mine nu m-a s-o închis, știi, oglinda. Nimic, zero.
Și eu zic, haideți, sunați, vă rog frumos, la să vedem cât costă oglinda, eu vă dau bani, vă fac transfer și am plecat că eu tare mă grăiesc. Eu s-a uitat așa străin, hai, știu, sunat. Și pe urmă eu văd că durează și zic, ne schimbăm cu numele telefonului și eu vă fac transferul. Nu m-am sunat și îmi spuneți cât trebuie. Și eu mă pornesc, ne dușim, adică Max, dar s-a mutat el la volan, că eu oleac m-am stresat și nu știu cum eram ocupat, ceva fășiem, ceva cumpăram și m-a sunat timp, în 5 minute m-a sunat două ori. Nu, de 4 ori. A, de 4. Și eu sun înapoi și zic, scuzați că eu e că eram taman ocupat. A, dar eu am sunat la poliție. Eu zic, cum ați sunat? De ce ați sunat? Nu am înțeles. Și el zice că, ei, dar eu am crezut că gata, nu mai e răspuns la telefon și nu știu, eu zic, ok, hai, sună la poliție, zic că gata, te-ai lămurit, și, dar eu să am confirmarea, știi, și eu ții să transfer bani. Și că așa s-a terminat cu... Nu, asta. Da, două, eu am uitat, deși, mai scurt. Asta două e mai cam interesant. Cam fix anul trecut, cam tot perioada asta. Nu, era toamnă, da. Am fost la o emisiune, așa? Da. Și, dar noi nu mai venisem din vacanță. Și eu când noi plecam în vacanță, dau mașina la reparați și ne-am vopsit-o. Și palirovaci că am făcut la mașină. Și himcesc în salon am făcut. Și tot e fain. Și se duce la emisiune. Dar eu cu Saul eram la un prieten, la un teren de padel. Și noi nu știu, ne făim acolo. Dar eu încă avem înscriere la stomatolog. Da, el îi trebuie urgent. Da, și nu e urgent, îmi trebuie încolo și eu nu știu ce nu vine, nu știu cum să reține și eu deam... Ai, unde? Din coași cu băietul, din coași sunt scris la stomatolog, zic, băi, măcar vin și-l ies sau să-l lăs. Dar eu eram în pat, fac stories, că eu... Da, dar e cu ei. Și zic, hai de-am anulez programarea asta la dentist, hai măcar vină și ieși, noi nu știu ce trebuie să mai facem. O aștept, mă sun. Eu aici, mai sus, stai, cum ai zis tu? Eu am spart roata. Cum ai spart roata, știi? Ei, nu știu cum așa, am intrat în cotitură și am spart roata. Zic, unde tu ești? Eu sunt centru. Da, eu nu prea cu stradă. Da, e pierdut în spațiu complet. Zic, unde tu ești? Dacă tu vrei ajutorul meu, unde eu să vin? Da, aici, lângă, știi, când vii de acolo, noi odată aici am fost... E ca variante dese. Eu din coașe nervos, din coașe la dentist așa și n-am ajuns. Copilul ăsta nu și vreo ei de la mine. E cu roata spartă, mașina... Aș, dai de nu știu că e încă o zgârget. Dar eu nici nu știe. Și s-o prești să mergi la drumul, de-am cu chiu cu baia, am înțeles unde e să află. Vin cu prietenul ăsta meu. Sau l-a dormit în mașină? Da. Nu mă văd mașina când mă uite încă și zgârâiet mașina și cauciucul tăiet. Uh-huh. Dar e mai scurt când am intrat în curbă, o luat, nu știu, o luat-o aiurea și de un ghiveci de ăsta de beton, de flori, știi, uh-huh, care sunt înalte. Acolo se fășeau niște reparații pe drum și nu știu cum anină ghiveci și ăla și el dacă din beton și cu ăstea... Da. Și eu tăiet și roata și-o zgârâiet acolo ușa, căroce. Eu pur... Dar pentru mine așa nu era nică grav, nu știu de ce. Nu, pentru mine era nu era problema mașina, era însă și s-o crea din nică, pur și simplu. Știi, tot era crută. Tu te-ai dus la emisiune, ne-am dus mașina nii, eu mă duc la dentist, tu iei copchilul. Tot da. Normal. Nu, că tot da, să schimbați, am schimbat acolo cauciuc cu prietenul ăsta. Eu am pus, avem roată de rezervă, am pus roata de rezervă, zic, hai tot să mâncăm. Să luăm o pizza și să mergem să mâncăm. Dus pe apa sânge, da, pur și simplu ne-am dus și am mâncat și că cu asta s-a terminat la amiază ziua noastră de lucru, n-am mai făcut nic și n-am mai rezolvat nic. Deci să trecem la următoare, că așa multă am vorbit. Ultima. Da. Dacă, gata, a trecut timp. Doamne, e mult timp de vorbit. Dax, dacă partenerul tău și-ar schimba brusc comportamentul față de tine, care ar fi primul gând care ți va veni prin minte? Nu, și-o găsit alta, asta e așa...
puțin probabil. Da, nu cred că și-ar schimba comportamentul dacă și-ar găsa pe alta. Eu cred că ar veni de ăla și ne-ar spune. Dar poate pur și simplu ar știi, poate ar trece dragostea, eu m-aș gândi, și el ar putea că să facă în așa fel că eu să încep să-l urăsc pe dânsul, știi, și eu să pun punct relației. Sau vorba de vreo boală ceva și el pe mine să mă dă la parte și eu să nu aflu. Te-ai dat primul să gossip girl. Gossip girl? El nici nu știe ja, să știi. Nu. Așa un serial de levă și... Asta cum te-ți gossip, știi, acolo vorghesc unul pe altul. E că eu nu vorghesc pe unul pe altul, dar... Eu mă uit la serial de ăsta, da? Eu la Open Gamer m-am uitat, asta e picolnic. Noi tot am fost. Prostă și cald. Mai mind-blowing, pur și simplu. Da. Tare fain. Vasile Murphy, în general, e crasavcic. Nolan e crasavcic. Da, dar și el. Ni în stare îmi place, mai ales în Peaky Blinders. Și tine așa el s-o deschis. Dar, de fapt, și în Batman și în Pistetet. Uite, acum este întrebarea de outro, pentru amândoi, asta e o concluzie din 12 ani de experiență. Da, da, da. Ce sfaturi ați dat spectatorilor noștri care sunt în prag de nuntă? Vezi că noi n-am făcut nunta, dar și drept am fost la multe nunți. Nu, vezi că e vorba... Nu, e okay. Eu înțeleg cumva când vrei să consolidezi o relație, cam asta ar fi ideea, da? Noi nu suntem buni la sfaturi, dar eu ați fac așa. Dar ca și cum mi-aș da mie sfat când noi ați facem nuntă. Eu vreau să mă focusez pe pe însăși petrecerea, cumva... Să strâng mai mulți bani înainte de asta și să-i dau banii ăștia la un organizator ca să organizez tot și eu să nu-mi bat capul din nimic în ziua aceea și înainte de asta să fie totul așa mai chill și cât mai mult să fac parte din petrecerea aceasta pentru și ei. Știi, eu mă uit la noi, la moldoveni, problema cea mai mare e că nunțile nu se fac pentru mire și mireasă, dar se fac pentru oaspeți. Uh-huh. Adică cum să-i distreze pe dânși, cum... Și așa, știi? Adică ei aduc banii. Apoi iată asta. Și problema. Asta încă e o fișcă la noi, deși noi n-am făcut până amănunta. Că nu vreau să umblu prin plicuri în sara nunțelor, nunței. Adică cumva vreau să... Nu contează cât o pus omul ăla pe masă. Important că el a venit și el a fost alături de noi și noi l-am chemat. Când noi, știi variante de astea care părinții dar eu am fost la nu știu, și sat și trebuie să vină și ei că să ne întoarcă datoria, știi? Da. Uitați! Voi patru invitați maxim! Sau alegeți frații sau prietenii cine invitați, știi? Adică cumva e așa și... Ideea e că trebuie să fii atunci în seara și aia, să te distrezi la maxim. Nu, dar stai, Valeria, întrebarea asta ține de... E deși eu pun? Noi în țară sunt 20.000 de înscrieri pe an. Statistic. Serios? Da. N-am auzit niciodată. Nu, asta statistici la undeva cam înțeleg. La 2020. Mm-hmm. Nu s-au mai actualizat. Da. 60.000 de divorțuri. 20.000 de înscrieri și 10.000 de divorțuri? Fiecare al doilea reiese, da? Atâta eu pun întreb. Întrebarea nu despre eveniment, dar întrebarea despre... Eu am vrut să spun, nu vă focusați pe eveniment, focusați-vă pe relația voastră. Eu am vrut să spun asta. Valeria a vorbit despre partea tehnică, despre nunta propriu-zis. Eu de asta am vrut-o de bifcă, știi? Ok. Dar eu am să spun așa. O relație necesită lucru continuu. În momentul în care cineva se lasă, asta se simte și se răsfrânge exponențial asupra relației. Adică deodată se simte când pur și simplu cineva așa. Bate câinii, tipa? Da, bate câinii, tipa, nu crută. Ciocă. Nu e în serios ce își spune altul? Nu e în serios, gesturile, știi, adică cum și-am spus, adică eu toată emisiunea am spus. Puterea stă în detalii, de fapt. Da, fiecare, un Lego, un puzzle, fiecare, ca cum aranjează care al, cum aranjează așa să ți-a să ții puzzle. Și noi încă mai avem bărbați din perioada asta că și eu să-i spun că o iubiesc, știi, sau și eu sunt mujic, eu nu pot să mă duc spăl vesela, sau eu sunt mujic, și haine, femeia trebuie să calci hainele, știi? Adică, ei,
Noi trăim în altă lume acum. Noi suntem în altă etapă a vieții, cumva, știi? Adică în ziua de azi și bărbatul și femeia lucrează tot una. Ok, hai. Ok, nini greu să duc o roabă de pietre și Maxa să o ducă. Mm-hmm. Dar lui e greu să fac mâncare. Eu o fac. Mm-hmm. Ok, sunt bărbați care gătesc. Mulți bărbați care gătesc. Jel din TikTok din... No. Și ai văzut cum gătești și urechiușare. No. Ideea e că... Dacă cu toate superstițiile astea, cu toate chestiile astea care cumva noi s-au plantat perioada Uniunii Sovietice și... Măi, asta e tare grav. Și că, eu sincer, eu sunt șocat că eu n-am dat niciodată peste datele astea statistici și divorțuri, dar asta e catastrofă. Real, asta e catastrofal. Și eu încă un sfat l-aș da, pentru că Valeria a aruncat ideea asta pe parcursul podcastului, noi cumva ne-am logodit, cumva de dragul părinților, de așa, cumva să spălăm ochii, pentru că noi tare am vrut să trăim împreună. Și eu după ce m-am întors din state, noi cumva îmblam, știi, ca taberul ăsta de gipsi, știi? La deal, la vale. Ba la mine o săptămână, ba la dânsa o săptămână. Așa că tot așa îmblam până și ne-am liniștit. Și ne-am dat seama atunci că e foarte important să trăiești cu o persoană. Pentru că rutina asta zilnică, pentru că s-o grămadă cazuri când ei nu au trăit împreună, nu știu, o zi nu a trăit împreună și după nuntă se trezesc amândoi și e pe urmă vine la monolog sau nu știu unde vine și spune el deodată s-a schimbat. Voi niciodată în circunstanțele astea n-ați trăit împreună, voi n-ați fost la o odihnă împreună, tu nu știi, poate la dânsul put chișoarele, poate el nu știu, nu strânge colțunii din urma lui, poate el nu dă drumul la apă după dânsă, poate eu nu știu. Tot felul meu poate să-ți vină în cap, tu n-ai idei cu ce înțelegi. Poate tu ai niște triggere care anume ele, care le apas, tu nu știi, tu nu te-ai întâlnit chestia asta. Pentru și să faci, încă bun, să te căsătorești ca să te căsătorești, hai, admit. Te-ai căsătorit, te-ai divorțat, nu e mare lucru. Da. Dacă când începe a face nunți și a chema câte 200-250 de oameni și tu peste un an divorțezi, pentru și asta tot s-a întâmplat. Adică iar cine să eu să judic, adică cineva să uite mâine la asta și zic, băi, ăsta e un duric, cănești, nu știu. Da, ideea, adică asta nu e important. Nunta nu e un produs final, nu e un... Nunta e un început, adică cumva... Da, din contra. După asta e așa de mult de lucrat, după asta. Știi, lumea crede că nunta e finalul. Da. Dar asta nu e finalul, clar. Asta e începutul. Copii, grădiniță, școală, universitate, da. Bla, 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 pensii... Și-am murit. Tu murit. Speli hainele, eu mă duc la garaj. Da. Eu mă duc cu băieții, tu stai acasă. Ideea e următoarea, că un copil când vine într-o familie... Mm-hmm. Asta e cel mai mare challenge posibil, cel mai mare. Da, eu după cum și-am spus, el constant îți testează limitele tale. Și testează și limitele relației. El trebuie să știe cum să se manipuleze. El te învață, înțelegi? De tine ca de tine. Deodată apasă nici trebuie. Da, el de-am pe urmă știe și el constant înșearcă tot câte un pas. Și în momentul ăsta tu ești ca o de asta... Ca un vulcan. Ca un vulcan care șede și mocnește acolo, mocnește. Partenerul tău fix așa. Și voi unul peste altul cumva aruncați tot și spate. Da, pentru că dacă ești sănătos la cap, clar că n-ai să începi a striga la copil. Ai să începi, cum sănătos la cap? Așa, relativ, tu ai să începi a striga la partener, știi? Băi, dar și n-ai făcut așa? Da, am făcut. Eu nu știu ce am făcut. Dar eu la lucru am fost. Dar eu l-am schimbat numai și... Dar eu azi de 3 ori l-am schimbat. Știi? Și adică, băi, muncă continuă, constantă, tot timpul, tot schimbă, nu-i nică bătut în cui. Tot e flexibil, tot trebuie să fie ușor, tot trebuie să fie... Tot rigiditatea asta așa de tare pe noi ne încurc și tot superstițiile astea și tot chestiile astea. Sau vorbi, știi că... Dar și azi de cum mă truc că eu ții, de exemplu, ți-am deschis ușa la mașină. Uh-huh. Sau ce o să zic,
tata meu, că o văzut că eu ți-ai, nu știu, tu ai strigat la mine și eu ți-ai nu ți-am zis nimic. Adică cumva și variantele astea că și-o spune lumea, noi tot le avem de mici copii și eu nu mă aud fraza asta și-o spune lumea că eu am trăit într-un cămin familiar și asta e... Te aud vecinii, da, să da, nu strigi, să nu plângi, să nu... Și eu înțeleg părinții mei, eu înțeleg, adică mi e era așa, greu pe timp, da, șală, e real. Așa au fost perioada și... Dar tot asta sunt la noi. Și nu știi și copiii noștri cum să reacționeze când ați crească mari. Tu parcă ți pare că faci tot, știi, și dai voi, na, fii o pasăre liberă în zbor. Dar tot să aibă pretenții la tine, știi, atunci. Da, înțeleg. Școală am fost. Da. Tare bine m-am simțit. Și nu am dat de să mâncăm normal. Da, de atât așa ne-a fost ciudat cu mâncarea, că eu știam cum e așa. Deci, da, dar tot e mai altfel, așa e? A treilea cuplu, da, și discuțiile prostă și carne, nu așa îmi place formatul ăsta. Da, tare fain. Și sinceritatea voastră tot e superbă prostă. Da, n-are rost să vii, adică de altfel, nu, real, adică de altfel n-are rost să vii, pentru și să vii te faci că unele lucruri nu există. Sau să te prefaci că să te prefaci e altceva. Că, da. Adică eu mai gine în accept, real. Mm-hmm. Mulțumesc mult. Cu tot drag. Mulțumesc. Încântat de cunoștință. Și, da, eu te cunosc. Eu mă uit la podcasturile tale. Nu, eu am vrut cu Nicolaescu să privesc, dar pe urmă am aflat că trebuie să vin la tine și zic că... Te-ai vin la tine. Nu privesc, de tot că eu am tendința, iarăși datorită perfecționismului, de a crea scenarii. Și eu dacă eu te cunosc și eu privesc un interviu 2-3 de tăl, eu de-am cumva de-am îți citesc personalitatea și eu o să-mi creez scenariul tac, dacă el spune așa, eu asta să conduc acolo și pe urmă să fac așa. Eu cu Nicolaescu este un detaliu. Eu nu știu fotbalul moldovenesc. Dar nici eu nu știu. Și am avut ocazia cu dânsul să discut și am ales cu dânsul să discut lucruri care i-ar interesa pe părinții tineri, a căror copii se interesează de fotbal. Fotbalul moldovenesc, n-ai și discutat despre dânsul și ne iarăși ne-a apărut pe TikTok, cum și spuneam, când ei ne apare și ne-a apărut bucata așa când Messi sau Ronaldo. Nu. El spunea că lui profesorii spuneau, care fotbal e și fotbalul să te hrănească. Și eu nu-mi dat seama. Asta e așa de tare înrădăcinat în societatea noastră că așa e de lucrat și fotbalist, zeci și mama de fix, ani. Așa spus, mama zeci de ani și trebuie de lucrat să schimbă generațiile, că ceva să schimbă. Pentru că eu cumva asta din punctul ăsta de vedere niciodată n-am privit lucrurile. Că stai că și profesorul ți-i distruge tot, adică nu numai părinții. Societatea și stroiul. Da, societatea, da. Și tu și tu vrei să sari mai sus decât unde ești. Și ea ca vreau să privesc cu dâns și e bună abordare care e luată, că iar despre fotbal moldovenesc și îți discuți. E puțin, eu cred că poate el s-a mai dezvoltat. Poate copchii. Nu, eu tare sper, pentru că... Da, iar. Să ceva interesant. Mhm. Все, dacă ceva, noi mai revenim în formatul de este. Hai, da? Salut! Am plecat în câmpul de să mă întâlnesc cu tot ce e rău.